Bună ziua, dragi colegi! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! O să avem și legătura. Bună ziua! Pe internet. Le votăm comisiile? Cine mai are de pe Deci, unde sunt câte doi colegi care au deschis aceeași ședință, aceeași sesiune, trebuie să stea mai departe unii de alții, că se face microfonie. Am o veste proastă să vedem. Da, nu sunt complete toate. Am. Bună ziua. Bună. Bună ziua. Bună ziua!
Mai așteptăm? Da, mai așteptăm că tot nu sunt gata băieții de la tehnic. Imediat, în un minut, probabil că. Încă o dată, bun găsit, stimați colegi, bună ziua tuturor celor care ne urmăresc. Începem ședința ordinară a Consiliului Local a sectorului 3, a municipiului București, și pentru început vom face prezența. Alexandru Aldea, v-aș ruga pentru început să ne deschidem toți camerele și să răspundem apelului. Alexandru Aldea. Prezent. Daniela Sima. Prezent. Adrian Botâlcă. Prezent. Elian Ciobanu. Prezent. Da. Adrian Cocoș. Prezent. Nina Costea. Prezent. Marin Dascălu. Prezent. Daniel Ianăchescu. Prezent. Cristian Grozav. Prezent, dar nu vă auziți, domnul Grozav. Dați-l la microfonul din mașină. Lucian Judele. Alo, bună ziua. Lucian Judele. Bună ziua. Da. Bună, doamna Sima. Doamna Daniela Sima, închideți microfonul, vă rog. Deci am ajuns la domnul Lucian Judele. Este prezent? Mergem mai departe. Pavel Junghină. Prezent. Daniel Lupu. Prezent. Eugen Matei. Prezent. Ion Maxim. Prezent. Marcel Mărineață. Prezent. Domnul Mărineață, vă văd, dar nu am auzit. Prezent, prezent, da? Prezent, domnule. Să vă aud ascultătorii și privitorii. Cătălin Moldoveanu. Prezent. Constantin Neagu. Prezent. Anda Negoiță. Prezentă. Lucian Nicu. Prezent.
Vasile Niță. Prezent. Marius Vasile Niță. Alexandru Oancea. Prezent. Adriana Păunică. Prezent. Îl văd pe domnul Lucian Judele și am lăsat loc liber să-i pun un prezent, da? Domnul Judele, m-auziți? Ne întoarcem la Lucian, la Lucian Judele. Eu vă văd, dar vă rog să și răspundeți apelului. Domnul Judele, m-auziți? Da, nu mă aude. Elena Petrescu. Prezent. Alina Pop. Prezentă. Alexandru Sava. Prezent. Mircea Radu Sebeșan. Prezent. Cezar Stancu. Prezent. Augustin Soci. Prezent. Mihaela Văcaru. Prezent. Subsemnatul prezent. Andreea Vainăric. Prezent. Stimați colegi, suntem prezenți toți cei 31 de consilieri aleși. Cine? Da, 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 da. Tot nu se aude foarte bine, dar vă vedem. Trecem la ordinea de zi. O aveți cu toții, dar vreau să vă spun că de pe, nu, suplimentarea se face ulterior, da. Deci dacă avem ceva de adăugat la proiectul ordinii de zi, înțeleg că este o suplimentare. De regulă o anunța cineva, da. O să... O secundă, doamnă, Mihaela Văcaru, să-mi pot vorbi? Vă rog, aveți cuvântul, doamnă. Nu știu cum se procedează și de-aia întreb. Eu am trimis o interpelare pentru ședința de astăzi, legată de scoaterea la concurs a 161 de posturi de către primărie și nu știu cum se procedează. Trebuie introdusă pe ordinea de zi sau... Ce primăria interpelarea? Nu. Interpelarea vi se va răspunde la ea. Ok. Deci, pe ordinea de zi avem proiecte de hotărâri. Iar la final mai putem face interpelări, putem pune întrebări. Nu, știu că data trecută... Putem adresa petiții. Da. Știu că data trecută a venit un domn și a spus de la început că va fi dânsul și de-aia am intervenit acum. Am înțeles. Aparatul de specialitate este în contact cu noi, dar va trebui să ne răspundă după ce parcurgem ordinea de zi stabilită. Deci, avem o suplimentare a ordinii de zi. A fost o suplimentare cu 12 puncte, dintre care 11 nu au avize de la comisii, ca atare nu pot intra în dezbaterea noastră de astăzi. Ca atare, rămâne un singur punct suplimentar și vă dau citire. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului sectorului 3 pe anul 2020. Vă supun votului această suplimentare a ordinii de zi. Vă rog să votăm. Deci putem vota, ne pregătim. Da? Deci suplimentarea ordinii de zi. Votați, vă rog.
cu 23 de voturi pentru, ordinea de zi, suplimentarea ordinei de zi a fost aprobată. Votăm în continuare ordinea de zi cu suplimentarea adăugată. Deci pregătim votul pentru ordinea de zi. Deci vă rog să votați. Și 23 de voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată. Trecem la primul punct de pe ordinea de zi. Este aprobarea procesului verbal al ședinței trecute. Dacă sunt observații de făcut în ședință, altele decât cele pe care le-ați făcut când ați primit pe mail. Dacă nu sunt, vă rog să votăm aprobarea procesului verbal de ședință. Da, votăm, vă rog. Cu 22 de voturi pentru, procesul verbal de ședință a fost votat. Trecem la următorul punct, punctul 2 de pe ordinea de zi, completarea comisiei pentru repartizarea locuințelor conform legii locuinței numărul 114. Aici așteptăm propuneri și vom avea vot secret. Avem aviz favorabil de la Comisia de Urbanism. Aștept propuneri, vă rog. Din câte știu, aici am lăsat loc liber pentru reprezentanții PSD, pentru ca toate partidele să fie reprezentate în această comisie. Așa că, din partea grupului PSD, dacă aveți propunere pentru un loc în această comisie. Nu doriți? Ce candidați în această comisie? Domnul Elian Ciobanu, văd că vorbește și l-ați propus pe domnul Marineață, da? Da. Am făcut opțiunea în tabelul transmisiei. Domnul Marineață, bănuiesc că nu mai sunt alte propuneri din partea dumneavoastră, așa că să pregătim un vot pentru domnul Marcel Marineață. Deci vă reamintesc procedura de data trecută. Primim pe mail votul secret a fost trimis. Pe mailul de corespondență cu Consiliu, da? Pe data trecută.
Toți 31 până am putut vota. Cere să mă conectez. Trebuie să intrăm pe e-mail. Am uitat că trebuia să facem pe e-mail. Deci pe e-mail intrăm pe adresele de e-mail pe care le-am dat pentru a primi corespondențele de la Consiliu. Da. Nu am primit mail. Căutați în promoții. Da, oferte, promoții în toate folderele. Doar dacă aveți Gmail, dacă aveți alt mail. Nu, am Gmail. Da, în promotion de obicei este sau în ofertă. Primul de an îmi cere o parolă, o să intru un alt cont de Google. Adică nu mă lasă să completez formularul. Eu am votat pe e-mail, a mers la mine. Eu nu am primit niciun e-mail. Până acum. A votat în votul secret, este necesar un cont de Gmail. În aproape în cel care vă logați și pe contul de Google Drive. În continuare nu primesc mail. Avem 24 de voturi. Eu zic să consemnăm alegerea domnului Marcel Mărineață în această comisie. Vă rog să votăm proiectul de hotărâre cu completarea componenței comisiei cu domnul Marcel Mărineață. Să pregătim votul. Se poate vota punctul 2 de pe ordinea de zi.
28 de voturi pentru. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul numărul 3. Din nou, completare a unei comisii, cea pentru repartizarea locuințelor pentru tineri. Locuințe destinate închirierii, conform în baza legii 152 din 98. De asemenea, așteptăm o propunere din partea grupului PSD. Am făcut aceeași propunere. Adică aceeași persoană. Am înțeles. Deci tot domnul Marcel Mărineață și în această comisie a fost propus. Vă rog să pregătim votul secret. Marcel Mărineață, ca membru în Comisia pentru repartizarea locuințelor pentru tineri. Votul secret a fost trimis.
E foarte plictisitoare transmisia. Ar trebui să comentăm ca la radio, pentru cine se uită și vede niște fețe care... Sau să punem pe fundal niște muzică. Par preocupate și... Da. Să vede o siglă mare și atât. Eu sunt niște voturi înregistrate, dar nu... Eu nici de data aceasta n-am primit e-mail-ul. Căutați în spam, uitați că acum... Încercați să căutați după sender, primărie sector 3, scris într-un cuvânt. Da. Mie, deși am făcut regulă că să se ducă cele de la primărie, să fie ASB label primărie, se duc tot în promotions sau în oferte, mă rog, cum aveți în română. Deci căutați în Gmail. În oferte, după senderul primărie sector 3. It's not until you fall. Bun, avem deja 24 de voturi exprimate. Domnul Marcel Mărineață a fost ales în componența comisiei pentru repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii. Vă propun să votăm punctul ca atare, proiectul de hotărâre. Haideți să pregătim votul. Da, votăm punctul 3. Votați, vă rog, punctul 3. Alo? Mai puteți da o dată, vă rog? Mai dăm o dată, de ce nu? Câte voturi? Sunt 26 de voturi pentru. Domnul Mărineață, chiar dacă n-ați ieșit cu 31, sunteți membru în Comisia pentru Repartizarea Locuințelor. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Mulțumesc, dacă vine din partea dumneavoastră, vă dați seama, sunt mândru. Mă bucur, domnul Mărineață. Succes în activitate. Măcar să vom ce să repartizăm, ce să repartizăm tinerilor. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 3 în Consiliul de Administrație ale Unităților de Învățământ Preuniversitar din rețeaua școlară a Sectorului 3,
Și aici va trebui să dau citire pentru a fi consemnat pe bandă acest desfășurător, să spunem așa. Membrii în Consiliul de Administrație, în Consiliile de Administrație ale școlilor, grădinița numărul 3, Costi Neagu, grădinița numărul 24, Nicu Lucian, astea sunt propunerile venite din partea grupurilor de consilieri, grădinița Floarea de Colț, Anda Negoiță, grădinița numărul 68, Marian Cocoș, grădinița numărul 69, Alda Alexandru, grădinița numărul 70, Elena Petrescu, grădinița numărul 71, Mihaela Văcaru, grădinița 154, Anda Negoiță, grădinița 160, Cătălin Moldoveanu, grădinița Brândușa, Marin Dascălu, grădinița 187, Marcel Mărineață, grădinița 191, Adrian Botârcă, grădinița 196, Adriana Păunică, grădinița 211, Pavel Junghină, la grădinița 216, Alexandru Ancea, grădinița 231, Botârcă Adrian, grădinița numărul 232, Belu Daniela Sima, grădinița numărul 239, Ceta Stancu, grădinița 240, Vasile Niță, grădinița Peștișorul de Aur, Adriana Păunică, grădinița 255, Vasile Niță, grădinița școala gimnazială deja de acum, Neagoi Basarab. Sunt doi consilieri propuși, Alexandru Sava și Ion Maxim, pentru cele două locuri alocate. Școala gimnazială numărul 20, Cătălin Moldoveanu și Marian Cocoș. Școala gimnazială Liviu Rebreanu, Andreea Weinerich și Pavel Junghină. Școala gimnazială Mexic, Marin Dascălu și Alexandru Aldea. Școala numărul 47, Daniel Lupu și Marcel Mărineață. Școala 54, Alina Pop, Elena Petrescu. Școala 55, avem trei consilieri desemnați, trei locuri, Nina Costea, Daniel Lupu și Marcel Mărineață, școala 67, Nina Costea și Marcel Mărineață, școala Cezar Boriac, Augustin Soci și Cezar Stancu, școala în Barbu de la Vrancea, Augustin Soci și Cezar Stancu, școala gimnazială Leonardo da Vinci, Nina Costea, Costi Neagu, școala gimnazială numărul 78, Marin Dascălu și Marcel cel Mărineasă, școala gimnazială 80, Alexandru Sava și Cezar Stancu, școala gimnazială 81, Alexandru Grozav, Cristi Grozav și Sebeșean Mircea Radu, școala gimnazială 82, Costi Neagu, Daniel Lupu, școala gimnazială 84, Eugen Matei și Ion Maxim, școala gimnazială 86, Nicu Lucian, Andreea Weinerich, școala gimnazială Mihai Botez, Alexandru Sava, Elena Petrescu, școala gimnazială 88, Shanghai, trei consilieri, Mihaela Văcaru, Andreea Weinerich și Adrian Botârcă, școala gimnazială Nicolae Labiș, Costi Neagu și Daniela Sima, școala gimnazială 92, Cătălin Moldoveanu, Vasile Niță, școala gimnazială 95, Augustin Soci, Elena Petrescu, școala gimnazială 112, Alex Oancea și Adriana Păunică, școala gimnazială 116, Lucian Nicu și Cocoș Adrian, școala gimnazială 149, Daniel Lupu și Pavel Junghină, școala gimnazială 195, Nina Costea, Alex Oancea, Adriana Păunică, școala gimnazială Federico García Lorca, Alexandru Aldea, Adriana Păunică, școala gimnazială Alexandru Ioan Cuza, Andreea Weinerich și Anda Negoiță, la gimnazială 200, Nicu Lucian și Vasile Niță, școala specială numărul 5, Alex Grozav, Mircea Sebeșan, școala gimnazială de arte Eugen Matei Inocențiu Voinea, Colegiul Național Matei Basarab, Cristi Grozav, Adriana Păunică, Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza, Mihaela Văcaru, Andreea Weinerich, Liceul Teoretic Dante Alighieri, Eugen Matei și Alexandru Grozav, același cu Cristi Grozav, ca să... A? Liceul Teoretic Decebal, Eugen Matei și Anda Negoiță, Liceul Teoretic Benjamin Franklin, Marin Dascălu și Vasile Niță, Școala Superioară Comercială Nicolae Crăciulescu, Cezar Stancu și Daniela Sima, Colegiul Tehnic Constantin Enițescu, Cătălin Moldoveanu, Liceul Teoretic Nichita Stănescu, Eugen Matei și Alexandru Aldea, Colegiul Tehnic Angel Salini, Daniel Enechescu, Marcel Marineață, Colegiul Tehnic Mihai Bravo, Alina Pop, Inocențiu Voina,
Liceul Tehnologic Elie Radu Vasile Niță, Liceul Tehnologic Dragomir Hurmuzescu Marcel Mărineață, Liceul Tehnologic Teodor Paladi Anda Negoiță, Liceul Teologic Baptist Logos Augustin Soci, Clubul Copiilor Sector 3 Inocențiu Voinea, Clubul Sportiv Școlar numărul 4 Inocențiu Voinea și Anda Negoiță, Școala Mihai Ionescu Mircea Sebeșan, Liceul Teoretic Hiperion Daniel Enechescu, Liceul Teoretic Internațional de Informatică Mihaela Văcaru, Complexul Educațional Lauderreuth, da, Augustin Soci, Școala Gimnazială Metropolitană ARC Vasile Niță, Școala Primară Spectrum Daniel Enechescu, Școala Primară Just for Kids Alina Pop, Școala Primară Ina School Radu Sebeșan, Școala Primară Castelul Fermecat Olimpia Nicu Lucian, Școala Primară Arlechino and Friends Alex Oancea, Școala Primară Căpușnic Ion Maxim, Școala Primară Sincron Nina Costea, Școala Gimnazială Step by Step Pavel Junghină, Liceul Tehnologic Profesia Marian Cocoș, Școala Primară Ana Lugojana Alina Pop, Școala Primară Montesano Alexandru Sava, Școala Primară de Muzică Boem Inocențiu Voinea și am încheiat cu Consiliul de Administrație în școli. Dacă sunteți de acord cu aceste propuneri, vă rog să supunem la vot proiectul de hotărâre cu numărul. Întâi, da, pentru că avem nominal desemnați reprezentanți, o să fie un vot secret, tot așa primim pe e-mail. Da? Propuneri, o să vă apară propuneri Consiliului de Administrație la 85 de unități de învățământ, cele citite mai devreme. Mailul a fost trimis. Vă rog să votăm. Ați primit mail? Nu.
Încă nu. Nu, nu, n-a venit. Nu l-am primit. Dăm refresh în continuu. Acum am primit. Adică precizarea, e posibil să se mute în alt folder, că la mine a apărut în altă zonă decât celelalte două puncte. Căutați în toate mesajele primite. Dați pe toate mesaje. Stimați colegi, pentru că avem deja voturi suficiente ca să desemnăm colegii în Consiliul de Administrație, o să afișăm votul consemnat până acum. Colegii îmi spun că sunt deja 25 de voturi. Așteptăm să fie afișate și pe YouTube. Putem anunța? Da? 26 de voturi pentru. Propun să votăm proiectul de hotărâre aflat pe punctul 4 al ordinii de zi. Se poate vota punctul 4, vă rog să votăm. Cu 26 de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Și aici, din nou, vă voi da citire propunerilor venite din partea grupurilor de consilieri. Este vorba despre membrii în Comisia de Evaluare și Asigurarea Calității Educației. În aceste comisii, conform legii, trebuie să facă parte și consilieri locali. Ca atare, avem la grădința numărul 3, Daniel Lupu, grădința numărul 24, Daniel Enechescu, grădința Floare de Colț, Anda Negoiță, grădința numărul 68, Marian Cocoș, la 69, Andreea Vainăric, la grădința 70, Alexandru Aldea, la 71, Elena Petrescu, la 154, Alexandru Aldea, grădința 160, Anda Negoiță, grădința Brândușa, Augustin Soci, grădința 187, Marin Dascălu, la 191, Marcel Mărineață, la
Grădina 196, Marian Cocoș, la 211, Costineagu, la 216, Aldea Alexandru, la grădința 231, Costineagu, la 232, Cătălin Moldoveanu, care este și la grădința 239, tot Cătălin Moldoveanu, 240, Cătălin Moldoveanu, grădința Peșticiorul de Aur, Cătălin Moldoveanu, grădința 255, Costineagu, școala gimnazială Voievod Neagoe Basarav, Alexandru Sava, școala gimnazială 20, Alexandru Aldea, nu, este Nicu Lucian la gimnazială 20, Alexandru Aldea este la Liviu Rebreanu, Marin Dascălu la Mexic, școala gimnazială Mexic, Marcel Mărineață la școala gimnazială 47, la școala gimnazială 54, Alina Pop, la gimnazială 55, Nina Costea, care este și la școala gimnazială numărul 67, deci tot Nina Costea, școala gimnazială Cezar Boliac, Augustin Soci, școala gimnazială Barbu de la Vrancea, tot Augustin Soci, gimnazială Leonardo da Vinci, Nina Costea, gimnazială 78, Marin Dascălu, gimnazială 80, Alexandru Sava, școala gimnazială 81, Inocențiu Voina, școala gimnazială 82, Adrian Botâlcă, gimnazială 84, Eugen Matei, școala gimnazială 86, Nicu Lucian, școala gimnazială Mihai Botez, Alexandru Sava, școala gimnazială 88, Mihaela Băcaru, la gimnazială Nicolae Labiș, Ion Maxim, școala gimnazială 92, Daniel Lupu, școala gimnazială 95, Augustin Soci, școala gimnazială 112, Daniela Sima, la școala gimnazială 116, Lucian Nicu, gimnazială 141, Daniel Lupu, la școala gimnazială 195, Hamburg, Nina Costea, la gimnazială Frederico Garcia Lorca, 196, asta, Adrian Botâlcă, școala gimnazială Alexandru Ioan Cuza, Pavel Junghină, școala gimnazială 200, Nicu Lucian, clubul copilor sectorul 3, Adrian Botâlcă, clubul sportiv, școala numărul 4, Alexandru Grozav, colegiul național Matei Bazara, Mihaela Văcaru, liceu teoretic Cuza, Mihaela Văcaru, liceu teoretic Dante Alighieri, Daniela Sima, la teoretic Benjamin Franklin, Marin Dascălul, la liceu teoretic Nichita Stănescu, Adrian Botâlcă, liceu teoretic Decebal, Eugen Matei, liceul teologic Baptist, Alexandru Grozav, școala superioară comercială Nicolae Crăciulescu, Radu Sebeșan, colegiul tehnic Enițescu, Costineagu, la colegiul tehnic Angel Salini, Adrian Botâlcă, la colegiul tehnic Mihai Bravu, Alina Pop, liceu tehnologic Dragomir Hurmuzescu, Marcel Mărineață, liceu tehnologic Elie Radu, Augustin Soci, la liceu tehnologic Teodor Paladi, Marian Cocoș, școala gimnazială specială numărul 5, Alexandru Sava, școala gimnazială de arte numărul 5, Eugen Matei, grădința Kids Club, Pavel Junghină, grădința Sfinții Împărați Constantin și Elena Inocențiu Voinea, grădința Noel Pavel Junghină, grădința Răsărit 2, Anda Negoiță, grădința Happy 3, Pavel Junghină, grădința Caselul Fermecat, GNB, Andreea Weinerich, grădința Bambi, Anda Negoiță, grădința Fantastic Kids, Elena Petrescu, grădința Puiul Pufos, Elena Petrescu, grădința Sincron, Elena Petrescu, grădința Martinel ABC Dino, Cezar Stancu, grădința cu program normal MEL, Cezar Stancu, grădința Bob de Grâu, Inocențiu Voinea, grădința cu program prelungit Family Kids, Cezar Stancu, grădința Ana Lugojana 2, Adrian Botâlcă, grădința Piticul Curajos, Cezar Stancu, grădința Palatul Copiilor, Alexandru Grozav, grădința Arlechino and Friends, Vasile Niță, grădința Mariposa Kids, Vasile Niță, grădința Smart Step, Alex Oancea, grădința Era Kinderland, Alex Oancea, grădința Aurora, Vasile Niță, grădința Plușica, Vasile Niță, Plușica este un personaj din desen animat, cunosc și eu, grădința Strunfișor, Daniela Sima, grădința fantastică, Ciobanu, Elian Ciobanu, grădinița Fecioara Maria 2, Marcel Mărineață, grădinița Rița Veverița, Andreea Weinerich,
grădinița Little Oaks Academy, Alex Oancea, grădinița Wonderland 2, Alex Oancea, grădinița Copiii Montessori, Elian Ciobanu, grădinița Kiga 99 Luft Balloons, Andreea Weinerich, școala primară Sincron Lupu Daniel, școala primară Spectrum Daniel Enechescu, școala primară Jazz for Kids Alina Pop, școala primară Ina School Radu Sebeșan, școala primară Castelul Fermecat Olimpia Daniel Enechescu, școala primară Căpșunic Radu Sebeșan, școala primară Ana Lugojan Alina Pop, școala primară Montesano Alexandru Cristi Sava, școala primară de muzică Boem Ion Maxim, școala gimnazială Step by Step Ion Maxim, școala gimnazială Metropolitana Arc Ion Maxim, Liceul Teoretic Internațional de Informatică Daniel Enechescu, Liceul Tehnologic Profesia Daniela Sima, Liceul Teoretic Hiperion Radu Sebeșan și Liceul Teoretic Mihai Ionescu, tot Radu Sebeșan, Școala Post-Liceală Sanitară Sfântul Ioan Nina Costea, Școala Tehnică Post-Liceală de Artă Teatrală și Cinematografică București Eugen Matei, Complexul Educațional Lauderreuth Alexandru Grozav, Colegiul Universitar Spirul Haret Inocențiu Voina, Colegiul Universitar Hiperion Radu Mircea Sebeșan. O să avem din nou un vot secret pentru aceste 119 unități de învățământ în care consilierii vor fi membri în comisiile de evaluare și asigurarea calității educației. Să ne pregătim să recepționăm pe e-mail formularul de vot. Votul a fost trimis, vă rog să vă verificați e-mailurile. Primul care primește oferă un premiu când vom putea să ne reunim face to face. Ia să vedem la cine ajunge cel mai repede e-mailul. Domnul Lucian, așteaptă. Am primit, să știți. Da, eu la fel. Am primit, Andreea Voinerich. Bravo, deci nu-i nimic. Doi câștigători, Andreea Voinerich și Nicu Lucian. Să vedem acum cine va fi ultimul. Hei. Asta este, ne obligă acest virus nebădăios să ne perfecționăm și în ceea ce privește această formulă de meeting digital. Probabil că din ce în ce mai repede o să meargă. Probabil că unul dintre criteriile pe care le vom avea în considerare la evaluarea calității educației va fi și gradul de implementare al digitalizării în școlile din sectorul 3. Și aici cu siguranță că vom avea de lucru. Avem deja 26 de voturi, au fost afișate pe... Da, sunt afișate, deci oprim atunci votul, avem 26 de voturi.
colegii consilieri au fost votați. Ca atare, vă propun să votăm în continuare proiectul aflat pe punctul 5 al ordinii de zi. Pregătim. Vă rog, votați. Avem 28 de voturi pentru. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul numărul 6. Aici avem de desemnat un reprezentant al Consiliului Local în cadrul Consiliului pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov. A primit aviz favorabil de la Comisia pentru Fonduri Europene. Dacă sunt propuneri... Bună ziua, domnul președinte. Aș dori să fac Adriana Păunică în numele meu. Aș dori să fac o propunere pentru la acest punct și anume reprezentant al Consiliului Local în cadrul Consiliului Local pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov, ca membru, îl propun mai reprezentant titular, îl propun pe domnul Robert Sorin Negoiță, iar ca supleant pe doamna Tudor Bianca Alexandru, dumneiei este din partea Direcției Dezvoltare Durabilă și Sustenabilă, Sustenabilitate Urbană. Mai pe înțelesul domnilor și doamnelor care ne ascultă, la strategii este doamna. Mulțumesc! Am înțeles. Deci în cadrul primăriei există o direcție sau, mă rog, un serviciu de strategii și doamna lucrează în primărie la această... Sigur, acest și serviciu. Am menționat că și în mandatul, în anii anteriori, a fost dumneiei. Alături de domnul primar Negoiță, sigur, da? Sigur, și vă mențineți propunerile. Am înțeles. Mulțumesc. Doamna Păunică a avut propunere pentru membru plin și pentru membru supleant. Mai sunt alte propuneri? Da. Nu... Mihaela Băcaru, mai dacă sunt? Se poate. Vă rog, doamna Băcaru. Deci eu propun ca membru plin pe domnul viceprimar Lucian Judele. Am înțeles. Pentru membru supleant nu aveți. Pentru membru supleant propunerea vine din partea PNL. Este vorba de viceprimarul Alexandru Ancea. Am înțeles. Și vreți să-i considerăm, cum s-ar spune, în aceeași formulă, adică titular cu supleant? Da, sigur, pentru că noi nu avem propunere pentru titular. Am înțeles. Și votăm întâi titularii și după aia... Deci vom vota, dacă avem două propuneri, vom vota, noi vom vota în pereche, votăm întâi titularii, după care vom vota supleanții. Da? Deci avem vot secret pentru prima propunere pentru titulari, da? Robert Negoiță și Lucian Judele. Președinte, am ridicat și eu mâna aici, nu prea mă pricep. Stați puțin, scuze, domnul Enechescu, vă rog. Enechescu, Daniel Marian. Da, domnul Enechescu. Stați o secundă, vă rog. Spuneți, vă rog. Domnul președinte, am și eu o rugăminte. Vă rog, domnul Enechescu. În comisia numărul 6, care comisia 6 n-a avut loc, pentru că avem foarte multe comitete și comisii. Comisia 6 s-a ținut un WhatsApp în care ne-a spus părerea, dar
Ori mi-am pierdut ochelarii în ultima vreme și nu știu dacă aceste propuneri sau aceste propuneri se spune și în comisie. În comisie nu. Așa se s-a ținut pe mâna ța, un da și un, pentru că, repet, avem 8 comisii din care 6 și 8 unde m-a hărăzit soarta, au avut 2 puncte sau 3 puncte pe ordinea de zi din 200 de puncte aproape. Deci 5, 6 și 8 puteau fi comprimate acele 3 comisii pentru că, repet, așa mi se pare mie. Da. Dar asta era întrebarea, dacă îmi greșesc cu ceva, vă rog să mă iertați. Repet, comisia a semnat un WhatsApp nenorocit de care n-am înțeles. Mulțumesc. Am înțeles. Deci, practic, spuneți că în comisie n-ați avut aceste propuneri, dar nu ar fi trebuit să fie în comisie. În comisie ați avizat doar proiectul de hotărâre de desemnare a cuiva, urma să vină propunerea în cadrul ședinței, în acest comitet. Deci, nu. Mă gândeam da. că mă rog. Discutăm despre cei care s-au nu, comisia nu a avut rolul de a fi, să spunem așa, o comisie de evaluare a candidaturilor. Am cer scuze. Da. Nu aveți o propunere deci pentru aceste. Ok, deci rămânem cu cele două propuneri pentru titular și cu cele două propuneri pentru membrii supleanți. Atunci, vă rog să... Am o rugăminte, domnule președinte. Nici până la acest moment nu am primit mail. Elena Petrescu sunt. Am deci înțeles. Eu nu pot vota. Dar și n-am votat pentru... nici la celelalte. Sunt în continuare în aceeași fază de început. Deci nu primesc mail-urile. Am înțeles. Acum, pentru punctul este a treia oară când fac notificarea. Vă rog frumos. Acum s-a oprit, practic. De acum încolo vom primi e-mail pentru acest punct, da? A fost transmis deja? Sper să-l primesc. Bun. Au fost transmis deja, deja sunt 12 voturi. Haideți să încercați, vedeți, știu că colegii data trecută l-au găsit fie în promoții, fie în spam. Și pe mail-ul pe care l-ați dat, numai o secundă să întreb, doamna Petrescu, pe ce e-mail se trimite? Care este adresa de e-mail? Aceeași de mulți ani. Elena Petrescu 04@gmail.com. Elena.04@gmail.com. Acesta este mailul pe care colegii trimit formularul de vot. Sunt câțiva verificați de zile și verificați și în promoții și în spam. Mailul nu permite decât o opțiune, sunt două nume, nu poți decât deși avem 5 rubrici, nu poți să faci decât o singură opțiune. Dacă vrei să bifezi da, da la amândoi, nu-ți dă voie decât la unul. Păi foarte bine, așa și trebuie. Păi, asta vreau să întreb și eu, dacă se poate. Deci, noi cum pentru fiecare candidat, da și nu. Noi. Păi nu, stați puțin. Sunt patru punctele, negoiță, da și nu, și judele, da și nu. Dacă, de ce să mai fie da și nu dacă aleg pe unul sau pe altul? Că nu poate să voteze și la asta unul zic și la altul. Și eu. Asta zic și eu, că am verificat acum și avem da, nu, da, nu. Adică era mai ok dacă era doar cele două nume și noi alegeam. Exact, așa ar trebui. Că nu trebuie să e clar că dacă votez la unul da și la celălalt nu, că nu. Normal ar trebui să ai o singură opțiune din cele două, nu și la unul și la altul. Refacem formularul, poate între timp primesc toți e-mail. Deci formularul va arăta acum doar cu două nume, dintre care bifați pe cel pe care îl doriți. Da, fără da. Se putea doar cu un singur da la... Da, în dreptul numelui apare... Consider că nu era nevoie să mai schimbăm încă o dată, să facem din nou. Da, în fine, dacă vreți să reluăm, da, era suficient. Nu, e posibil ca cineva, nu știu, nu trebuie să pui neapărat nu la celălalt dacă ai pus la unul da, că se subînțelege. Corect. Deci am refăcut formularul să trimite din nou e-mail. Doamna Petrescu, să verificați, să ne spuneți dacă primiți totuși. În acest moment am primit mail, mulțumesc frumos. Super.
cum se numește acest email? Punctul 6 bis sau? Acest email se numește, cum se numește emailul? Punctul 6, nu? Punctul 6 bis este? Nu, punctul 6, atât. Că am mai primit unul cu bine. Punctul 6, de asta întreb. Păi da, da, al doilea, primul a fost cu... Bun, deci se numește la fel ca primul. Exact, da, la fel ca primul, dar e... O să întreb și eu, tehnicul, live-ul care se dă acum pe YouTube nu mai prea ia și partea de dezbatere ședința noastră, adică partea vizuală, că e doar un siglă care se vede de câteva ori. Ați auzit întrebarea? Întrebarea a fost dacă, da, dacă că live se vede doar o siglă, nu apare mă rog, dezbaterea noastră. Se aude vocea? Da, dacă apăsați pe siglă, înțeleg că apare și imagine. Nu, decât foarte rar, din când în când. Trebuie să selectați căsuța de live. Păi o bifă, dați un click pe... Poate nu m-am făcut înțeles. Deci live-ul este emis ca o siglă cu vocea noastră peste. Deci nu mai există split screen-ul care a fost săptămâna trecută în care aveam... Să spune că nu există split screen-ul cu... Întreb dacă nu e posibilitatea tehnică. Că mă întreb. Ba da, cred că da. Că e doar coloana sonoră și că nu se vede efectiv ce vedem noi pe ecrane. Da, acum se vede, de exemplu. Intrați pe site-ul primăriei, că înțeleg că din cauza asta depinde cum ați citat, nu? Deci da, nu e de aici. Intrați pe site-ul primăriei și vă încercați de acolo. S-a schimbat acum, dar e ok. S-a schimbat? Da. Ok, bine. Da. Avem rezultatul votului, mai stăm? Avem deja rezultatul votului. Avem 19 voturi pentru Lucian Judele și 5 voturi pentru Robert Negoiță. Deci domnul Judele a fost desemnat în titular.
Urmează să votăm acum pentru supleant. Avem două propuneri. Doamna Bianca Tudor și domnul Alexandru Oancea. Pregătim buletinul de vot. Secret. Votul a fost trimis pe e-mail. Vă rog, verificați mail-urile și votați secret pentru membru supleant. Am primit. Deja avem 18 voturi pentru Alexandru Oancea și 5 pentru Bianca Tudor. Propun să oprim aici, să nu mai așteptăm, chiar dacă ar mai fi devenit voturi. Deci, ca membru supleant a fost ales domnul Alexandru Oancea. Propun să ne pregătim pentru a vota proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant în Consiliul Local al Consiliului Local în Consiliul pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov și a unui membru supleant. Deci punctul 6 de pe ordinea de zi, pregătim votul. Se poate vota.
Cu 27 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Mergem la următorul punct. Avem un obiectiv de investiții la imobilul din Lucrețiu Pătrășcanu și aici avem aprobarea devizului ofertă revizuit. Avem un aviz favorabil de la Comisia de Buget și aviz nefavorabil de la Comisia de Administrare a Domeniului Public. Dacă sunt intervenții pe acest punct. Dacă îmi permiteți, domnul președinte, Andreea Weinrich, aș dori să justific oarecum avizul nefavorabil. Noi, când am avut ședință de comisie, tot în sistem videoconferință, nu am avut participarea niciunei persoane din partea aparatului primăriei. Colegii mei și cu mine aveam destul de multe întrebări și n-am avut cui să le adresăm. Așa că o să dau cuvântul colegilor mei care vor pune câteva întrebări. Dacă există cineva din aparatul primăriei, vom încerca și acum să obținem răspunsurile. Bună seara, desigur. Da, a răspuns apelului domnul director. Da, și vă rog, cine vrea să... Daniel Lupu de la PMP sunt. Vă rog, domnul Lupu. Vreau să întreb pe domnul Popescu, în ce stadiu este această lucrare? Că văd că o parte din lucrare a fost executată și chiar s-au plătit niște facturi. Așa este, așa este. Dar acum, spre finalizare, mai sunt mici retușuri de făcut, curățenie, cred că într-o săptămână ieșim de acolo. Și evident că trebuie regularizat conform legislației devizul final. Și regularizarea, reparații, poftim? Regularizarea include și facturile plătite, da? Nu, s-a plătit o plată parțială, iar acum la final, plata finală. Și ce s-a făcut, NR-uri, NCS-uri, ca la orice alt obiectiv de investiție, de fapt, este de reparație. Și valoarea totală este 568.444. Da, da, s-a scăzut un pic, față de devizul inițial. Am înțeles, mulțumesc. Plăcere. Domnul director, cu cât prelungim durata de execuție? V-a spus că câteva zile se iese din obiectiv. Da, da, ieșim de acolo. Păi și prelungim cu câteva zile sau cum? Sau deja a fost depășit de mult și acum iarăși retroactiv prelungim? Nu, că și acolo s-a lucrat tot așa pe sistări, ba s-a intrat, ba s-a, cum îi spune, s-a lucrat pe sistări, pe bucățele, pe total, ca orice alt obiectiv, nu am depășit perioada contractată. Dar vă spun așa, fizic ieșim de acolo în câteva zile. Am înțeles numai că noi aici aprobăm acest proiect, se numește printre alte, și precum și prelungirea duratei de execuție a obiectivului de investiție. Deci prelungirea duratei de execuție. Dacă tocmai a terminat, de ce mai prelungim? Pentru că formalitățile de recepție durează, conform regulamentul de recepție, durează 15 zile până ne anunță ei, până facem noi recepția. Deci ca să nu depășim cu totul durata contractuală, ca să putem să facem formalitățile de recepție, ca la carte, am cerut prelungirea acestui contract. Cu nu doriți, nu îl facem. Nu, am înțeles, dar care era data la care trebuia să se termine obiectivul? Aveți cumva... Da, pe din afară. Și nu am ăsta la mine, dar vă pot transmite pe mail mâine exact. Nu, din păcate nu l-am spus pe asta la îndemână, că am avut o nebunie astăzi la noi aici. Și nu, știți de ce vă întreb? Că cu siguranță data nu este, trebuia să fie terminat astăzi și nu mai prelungim încă două săptămâni cât să faceți curățenie. El trebuia să fie terminat. Corect. Și acum, deci iar ne cereți prelungirea duratei de execuție după ce ați prelungit-o fără nicio hotărâre de Consiliu. Da. De asta aș ruga aparatul de specialitate și pe toți din primărie să încerce să nu mai vină cu lucruri care deja s-au întâmplat și să se vină în Consiliu cu ele, doar să le dăm o formă de legalitate, așa că s-a prelungit printr-o hotărâre de Consiliu durata de execuție. Durata de execuție a fost depășită
și a fost depășită. Trebuia înainte să o depășiți, să vină cu un... Dar mă rog, am încheiat. Ok. Dacă mai sunt alte intervenții, dacă nu... Da, aș vrea să ne se precizeze și nouă exact ce funcțiune va avea această clădire, ce va funcționa acolo. Clădirea, în momentul de față, este în patrimoniul unității de învățământ de la Liceul Nicita Stănescu. Noi l-am curățat tocmai pentru că după ce au funcționat acolo direcții ale primăriei, mulți ani, a rămas destul de stricat și de murdar. Noi tocmai de-aia l-am reparat. Urmează ca Consiliul Local să hotărască funcțiunea acestei clădiri. În momentul în care este gata și noi o punem la dispoziție, dumneavoastră hotărâți ce și cum. Mai am și eu o întrebare, Mărind, asta că nu. Vă rog. Inițial, de vizut cu finalii, se lucră și... Se aude cum se lucră. Nu se aude bine, domnul Dascălu. Încercați să reluați întrebarea. Imediat. În devizul inițial erau prevăzute niște lucrări, iar în devizul final sunt cu totul alte lucrări, aproape. Asta începusem să vă spun, că noi regularizăm acum tipurile de lucrări. De ce? Pentru că când am intrat acolo să facem reparații, toate birourile în care au funcționat direcțiile, unele aveau pe jos mochetă, altele aveau pe jos parchet. Parchetul ăla n-a mai putut fi recondiționat. Ușile nu mai pot fi recondiționate și reparate. Și atunci s-a luat hotărârea să schimbăm ușile cu uși metalice. Alo? Alo? Așa și pe pardosele le-am înlocuit, am făcut o șapă de mortar și punem covor PVC deasupra. Zicem noi că este mult mai rezistent pentru orice altă destinație o va avea această clădire. Am înțeles. Mulțumesc frumos. Așa am răspunsul că am rugat un coleg acum să intre. Mai sunt contractuale doar 11 zile, o perioadă în care nu ne mai ajunge ca să facem și curățenia și recepția și așa mai departe. De aceea am cerut prelungire. Dacă doriți să o prelungiți, ar fi minunat pentru noi ca să avem toate actele și toate în regulă. Mai sunt intervenții? Dacă nu, să votăm acest punct 7 de pe ordinea de zi. Votați, vă rog. Nouăsprezece voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul 8. Extindere școala gimnazială 81. Avem o anexă la o hotărâre anterioară prin care urmează să modificăm indicatorii tehnico-economici ai acestui obiectiv de investiții. Are de asemenea aviz favorabil de la buget și nefavorabil de la Comisia 4 de Administrare a Domeniului Public. Aici aș dori să iau și cuvântul Danielu, când se poate. Vă rog, aveți cuvântul. Aici aș dori să întreb pe domnul Popescu de unde diferența de 2 milioane. Că m-am uitat, acum am căutat pe site-ul primăriei astăzi, am găsit devizul general și este o diferență, el spunea că e 2 milioane. Nu, este 2 milioane 300 diferența între devize. Și văd că la 4.1, la construcții și instalații, mi se pare o diferență destul de mare, 2.300.000
ținând cont că clădirea are același număr de etaje, nu s-a modificat nimic. Și vreau să întreb de unde este această diferență, de la calitatea materialelor, ce s-a întâmplat exact. Nu, dacă v-ați uitat pe devizul general, este adevărat, dar în centralizatorul cheltuielor obiectiv, pe care este anexat la următorul punct, o să vedeți, nu este 2 milioane și, pentru că este și o notă de renunțare, 1.070.000. Dar ca să vă răspund la obiect, cum am spus și aseară în comisie, și îmi pare rău că chiar la comisie, pentru că n-am fost anunțat că e comisie și lămuream și cred că nu mai avem acum discuții, deci este vorba de un etaj suplimentar pe etajul 3, plus o serie de dotări, și am scos lista de dotări, dacă vreți să le citesc să vedeți ce... Deci mare parte din suplimentare rezultă din etajul 3, din gospodăria de apă, care n-a fost prinsă de vizul inițial, a fost o scăpare a firmei, și din dotări deosebite, în sensul că avem mobilier, 390 de bănci, avem 100 și ceva de scaune, avem videoproiectoare, table inteligente, cred că avem o listă întreagă pe care, dacă doriți, vă trimit pe mail la toată lumea. Aici derivă și diferența de preț față de vizul anterior. Practic, este un etaj întreg. Sunt 15 clase în total și o sală de spectacole. Deci, la valoarea de 1.546.000, câte etaje erau? Erau pe plus 2 și a fost greșit. A fost estimat la vremea respectivă, estimat. Ok, și la valoarea, deci câte etaje erau? Pe plus 2, da? Pe plus 2. La valoarea de 6.285.000, câte etaje sunt? 3. Pe plus 3 sau pe plus 2? Da, pe plus 3. Pe plus 3? Da. Deci cu un etaj în plus. Da, asta v-am spus. Prima estimare a fost la valoare de indicatori în 2017, iar indicatorii tehnico-economici, cum am mai discutat în această ședință, se face pe bază de indici. Cu 3 etaje, cu 8 milioane și cu 4 etaje, 6 milioane. Da, da. Am făcut ieri o socoteală, este în jur de 600 de euro pe metru pătrat, incluzând și dotările. Ceea ce este un preț modic, eu zic că e foarte bun pentru o construcție nouă. Vreau și eu să ne spuneți, vă rog frumos, cât este de mare sala de festivități, câte locuri are, care este stadiul construcției actuale, când credeți că va fi gata, dacă aveți toate avizele și certificatele pentru P plus 3, având în vedere că ele au fost luate inițial pentru P plus 2. Întrebarea a fost pusă de doamna consilieră Andreea Weinerich. Da, știu, dar căreia doamne consilieri am trimis planurile la solicitarea dânsii, am trimis planurile școlii 81. Da, doar că răspunsul dumneavoastră va fi acum auzit de întregim, de toți colegii mei. Da, doamna, mă duc să scot proiectul și vă spun suprafețele. Deci, ultimul etaj este pe toată sala. Nu mai o clipă. Ultimul etaj este open space, cum ar veni. Și are aproape 400 de metri. Auziți, eu am colega de mine care se ocupă direct de acestea, în jur de 400 de metri. Cine este? Cum se numește? Doamna? Cine a vorbit? Cum se numește doamna? Este doamna Popa Rodica, este la bine în serviciu. Nu, nu, știți că trebuie să consemnăm un procesul verbal de asta. Da. Deci este pe ultimul etaj, sala de festivități, sau... aproape 410 metri. Iar sigur, avem toate avizele și autorizația emisă și pentru etajul 3, normal, altfel nu lucrăm. Cu autorizația la care se face referire în proiect este 144 din 2019. Mi se prefiguria sectorul... Domnul Dascălu, vă rog, nu avem dialog direct cu domnul Popescu. Cereți cuvântul cine doriți ca să consemnăm procesul verbal. Deci, vreți să luați cuvântul? Domnul Dascălu, vă rog. Marin Dascălu, da. Pentru domnul Popescu. Există în documentația de la dosarul pe care am primit-o referire la autorizația numărul 4 pe 2019, primită de primăria sectorului 3. În acea autorizație este specificat că e parter din 2, iar 3 este simbol de autorizație pentru parter plus 3 etaje. Apreciem că ne-a trimis planurile pe mail, dar nu au nicio ștampilă de la proiectant.
Și vreau să știm dacă există și o altă autorizație pentru Panther Plus 3, la care nu se face referire niciun document primit de către noi. Da, avem autorizație obținută anul ăsta pentru etajul 3, n-am înțeles toată întrebarea, dar în și vreau să spuneți, avem autorizație obținută pentru etajul și pentru etajul 3 acum anul acesta. Anul le-am trimis în stil DVG pentru că nu avem pentru că nu avem cum să le scanăm. Dacă doriți, o să trimitem la o firmă specializată unde să le scanăm și le trimit fără niciun fel de probleme cu semnături. Nu vă imaginați că nu le avem. Sigur le avem. Am înțeles, mulțumim. Nicu Lucian, să mă permite, domnul președinte? Vă rog, aveți cuvântul, domnul consilier. O rugăminte maximă, dacă se poate face în așa fel încât, până în ședință, până în comisii, să nu mai găsim scuze de genul că nu avem unde să scanăm, unde să trimitem planșe și așa mai departe documentele de fundamentare. Încercați să ne puneți toate documentele la dispoziție ca să putem să votăm în cunoștință de cauză. Faza cu scanatul este mult prea... Un format mare, A2, deci nu este un format A3. Se poate face o rezoluție mai mică, se poate face găsi o soluție, dar totuși să avem niște documente să putem să vedem, să nu să cerem în ziua ședinței. Ei nu, în clipa care ni s-au cerut, imediat a doua zi dimineață le-am pus la dispoziție. Nu. Dacă puteți să anticipați că vă cerem dinainte să ne puneți aceste documente. Nu în ziua ședinței sau după ce votăm. Mi se pare tardiv deja. Când deja am votat să ne puneți la dispoziție niște documente care trebuia să le avem înainte. Și asta înțeleg că rămâne regula ca de acum înainte orice... Nu, așa ar fi normal. Am înțeles, așa o să facem. Le trimitem orice obiectiv de investiții, întâi trimitem proiectul și pe urmă discutăm. E ok? Vom vedea. Bun, mai sunt intervenții pe acest punct? Dacă nu mai sunt, vă rog să pregătim votul. Punctul 8. Se poate vota. Douăzeci de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul 9, are legătură cu cel anterior. Această lucrare urmează să fie realizată de Societatea Algoritm Rezidențial S3 SRL și se cere actualizarea prețului contractului încheiat mai înainte pentru acest obiectiv. Dacă sunt intervenții pe acest proiect de hotărâre? Dacă nu, să pregătim votul. Votați, vă rog. Cu 27 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la următorul punct, punctul 10 de pe ordinea de zi. Aici avem de inclus în programul de reabilitare termică încă ceva blocuri. Dacă sunt intervenții, are aviz favorabil de la ambele comisii la care a fost trimis preavizare, atât Comisia de Buget cât și Comisia pentru Administrația Domeniului Public. Vă rog să votăm dacă nu sunt intervenții. Deci votăm punctul 10.
Așteptăm rezultatul votului imediat. Comunic. 29 de voturi pentru. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Încă câteva blocuri au fost introduse în programul de reabilitare termică. Următorul punct. Avem de aprobat niște indicatori tehnico-economici, tot pentru reabilitarea unor blocuri de locuințe, aprobați într-o hotărâre anterioară. S-a făcut o actualizare, dacă există o intervenție pe acest proiect de hotărâre. Dacă nu, pregătim votul pentru punctul 11. Se poate vota. Vă rog să votați. Treizeci de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul 12, similar cu cel anterior, dar un alt calup de blocuri, tot aprobarea unor noi indicatori tehnico-economici. Dacă nu sunt intervenții, pregătim votul pentru punctul 12. Se poate vota. Votați, vă rog. Rezultatul votului este 27 de voturi pentru. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. La punctul 13 avem de asemenea actualizarea unor anexe privind aprobarea unor indicatori tehnico-economici pentru creșterea performanței energetice a unor blocuri de locuințe din sectorul 3. Dacă nu sunt intervenții sau întreb dacă sunt. Dacă nu, vă rog să pregătim votul pentru punctul 13. Vă rog să votăm. La punctul 13 de pe ordinea de zi, rezultatul votului este 30 de voturi pentru, deci proiectul de hotărâre a fost aprobat. La punctul 14 avem mult mai multe anexe la o hotărâre de Consiliu care vizează tot aprobarea unor indicatori tehnico-economici pentru reabilitări termice la blocuri de locuințe. Dacă nu sunt intervenții, pregătim votul pentru punctul 14. Dați voi, vă rog, Mihaela. Vă rog, avem o intervenție, doamna Văcaru, vă rog, aveți cuvântul. N-am intervenit până acum ca să nu lungim votul, dar vrem să tragem o concluzie, pentru că noi am tot aprobat în serie modificarea acestor indicatori, care au fost actualizați ultima dată, cam toți, exact toți dintre ei, în februarie 2019. Iar în documentația pe care am citit-o, lucrările trebuie să dureze 4 luni. Deci noi ne-am lungit cu lucrările astea, cu ce se întâmplă pe acolo, 2 ani de zile în loc de 4 luni. Înțelegem că suntem într-o situație dată și nu vom bloca, Doamne ferește, recepția și actualizarea, dar pe viitor astfel de conduite cu aceste investiții nu vor mai fi acceptabile și mi se pare corect să spun de acum. Așa este, doamna consilier, aveți dreptate. Și în mandatul trecut s-au ridicat o serie de probleme venite din partea beneficiarilor, direct din partea locatarilor, care au fost nemulțumiți de întârzierea lucrărilor, de lucrări de proastă calitate. Știm, sunt probleme în privința asta, dar nu e suficient că știm noi, că avem informații din teren. Important este ca și aparatul de specialitate și firmele care lucrează să depășească aceste nereguli care s-au tot întâmplat cu aceste șantiere la blocurile care sunt în programul de reabilitare.
Dacă nu mai sunt intervenții, vă rog să pregătim votul pentru punctul 14. Votați, vă rog. De voturi pentru. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Dacă îmi permiteți o scurtă intervenție, aș vrea să mulțumesc Consiliului pentru înțelegere și obiectivitate. Mulțumim pentru intervenție, domnul Popescu. Spor la treabă și să nu mai avem reclamații din partea beneficiarilor direcți. Știm că este greu, că se lucrează greu cu constructorii, dar să fim cât se poate de aproape de ei. Punctul 15 este vorba despre continuarea unui program mai vechi, proiectul Fundația Real Madrid, Școala Socială de Fotbal București, dar știm că nu e vorba doar de fotbal, din ce am văzut în proiect, ceea ce ni s-a spus în comisii. Dacă sunt intervenții pe acest proiect, care nu are un impact bugetar foarte mare, domnul Enăchescu, vă rog. Aveți cuvântul. Mulțumesc frumos, am preluat legătura, domnul președinte. Un proiect frumos, dar cu limite pentru doamna, domnul președinte, al acestei comisii numărul 8. Se aude destul de rău, poate vă apropiați puțin de microfon. Ne auzim mai bine? Mai bine, sigur. Mulțumesc. Vă rog limite pentru doamna sau domnul președinte al acestei comisii, în care sunt și eu, nu am contactat și pe mine pentru că nu am fost contactat. Bineînțeles, repet ce am spus mai la punctul numărul 6, comisiile 5, 6, 8 puteau să fie comprimate pentru că nu se putea o singură comisie și nu trei. Asta a fost condițiile. Am înțeles asta, da. Repet și eu până se aude. Da. Se aude mai bine. Mulțumesc. Am înțeles. Deci doar atât, tot o referire la faptul că configurația comisiilor nu vă este... Da, comisiile 5, 6 și 8 sunt, puteau fi comprimate de una singură și în comisia 8 nu am avut ce o contactat. Așa am înțeles că doamna sau domnul președinte Pescu... Nu v-a contactat pentru... Nu am participat, da. Sunt disponibil să particip și așa, sunt repede, la 200 de zi. Păi asta trebuie ca președinții de comisii să stabilească modalitatea de comunicare și trebuie să facă convocarea, dacă nu se realizează așa cum ați stabilit de comun acord pe WhatsApp, pe un grup de WhatsApp, să o facă oficial pe adresele de e-mail pe care le-ați pus la dispoziție. La telefon. Suntem la dispoziție. Da. Comisia 6 s-a ținut. Păi eu vă propun, în afară de modul ăsta, să zicem așa, neinstituțional de lucru pe WhatsApp, deși el a devenit instituțional, președinții de comisii să trimită ora și ziua convocării biroului pentru relațiile cu Consiliul Local și să fie făcută și comunicarea oficial prin mail, dacă... Bineînțeles, nu-i acuz pe domnul președinte, pentru că sunt comisii care au un punct ordinea de zi, repet, 5, 6 și 8 puteau fi comprimate. Am înțeles. Nu are legătură în mod special cu conținutul proiectului. Mă rog, că n-ați putut să participați la comisie, dar aveți acum ceva de... Nu, comentarii pe acest proiect? Nu, am înțeles. Da. Să trecem la vot atunci. Să votăm punctul 15 de pe ordinea de zi. Se poate vota. Votați, vă rog. Proiectul cu Fundația Real Madrid,
continuă pentru că s-au obținut 28 de voturi pentru. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Avem în continuare tot de la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului un proiect. Proiectul privind implementarea Living Care, integrare socioprofesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială din regiunea București-Ilfov. A primit aviz favorabil de la cele patru comisii la care a fost trimis, buget, învățământ, fonduri europene și protecție socială. Fonduri europene pentru că se dorește finanțare prin cadrul POCU 2014-2020, să mai prindem exercițiul financiar actual. Sunt intervenții pe acest... Dedicați-mi și eu, mă, tot eu, domnule. Vă rog, domnule consilier. Am de acordul aici, că nu se vede rezident, mă rog, poate... Da, nu cred că am... Da, mulțumesc. Ține, mă rog, comisia așa se s-a ținut cum s-a ținut și am o întrebare pentru domnul director. Care... Un proiect frumos, care sună bine, dar am o nelămurire. Vă rog, puneți întrebarea. Este doamna director Mihaela Ungureanu prezentă. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Citesc și eu obiectivele specifice ale proiectului, da? Este un proiect în care SOS Satele Copiilor este beneficiar, da? Să înțeleg. Nu, SOS Satele Copiilor este aplicantul. Noi suntem, avem calitatea de parteneri. Ok. Spuneam că SOS Satele Copiilor este aplicantul și noi avem calitatea de parteneri. M-am exprimat greșit și vă rog să mă iertați. Da, asta am vrut să spun, coordonatorul, iar sectorul 3 și sectorul 6, da, sunt parteneri. Corect? Da. Bun. Și acum vă rog ca să mă lămuresc și eu. Repete, sunt frumos. Chiar sper să aveți rezultate frumoase. Obiectivele specifice ale proiectului. Nu prea v-am auzit și ați ținut și mâna la gură, nici n-am putut să vă citim pe buze. Reluați întrebarea. Admirația față de dumneavoastră sau ce să-mi citiți pe buze? Ah, ok. Obiectivele specifice ale proiectului. Pregătirea pentru viața independentă a unui număr de 70 de tineri, care urmează să părăsească serviciile de tip rezidențial. Punctul 2. Acompanierea unui număr de 20 de tineri cu concentrarea măsurii de protecție din serviciile de tip rezidențial. Și punctul 3. Obiectivul numărul 3, dezvoltarea unei rețele locale pentru susținerea tinerilor care părăsesc serviciile de tip rezidențial în municipiul București. Întrebarea mea, câți tineri din sectorul 3 sunt implicați în acest proiect și mai exact ce se întâmplă cu acești tineri care rezidă în țintă? 25 de tineri sunt din sectorul 3. Da, restul sunt de la sectorul 6 și de la SOS. Până la 70. De la noi sunt 25 de tineri și 7 dintre aceștia vor primi sprijin inclusiv pe partea de locuire. Prin asigurarea unei sume aferente plății chiriei. Am înțeles. Și cei grații 27? Scuze, nu v-am auzit foarte bine. Ceilalți? Ceilalți 20. Mă rog, 18, ce fac? Cum îi implicați? Ei sunt tineri care sunt copii care sunt în momentul de față în sistemul de protecție și sunt o serie de activități specifice legate de dezvoltarea deprinderilor de viață independentă. Copiii sunt implicați, în primul rând există o evaluare și în funcție de nevoile identificate, cu toții vor fi implicați în partea de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă. Este practic o pregătire pentru ieșirea copilului din sistemul de protecție, când va fi pregătit să facă primii lui pași în viața de adult. Și rolul nostru este acela de a ne asigura că ei sunt pregătiți cu tot ceea ce înseamnă dezvoltarea deprinderilor de viață independentă. Pe de o parte, pe de altă parte... Sunt tineri care, sau copii, pentru că încă nu sunt neapărat cu toții la vârsta majoratului,
Sunt copii care au nevoie, să zicem, de tratamente specifice, de toate felurile, atât tratament medical, cât și poate psihoterapie, deci mai mult decât o consiliere psihologică. Și în funcție de nevoi, li se asigură din proiect serviciile de care ei au nevoie. Am înțeles. Deci pe cei 7 îi ajutăm cu o sumă de bani pentru chirie, pe aceștia, mă rog. Da, dar e important să specificăm că suntem printre puținele direcții de asistență din țară care au deja niște, care avem deja o structură prin care asigurăm tranziția de la sistemul de protecție al copilului la viața lor de adult, în sensul că avem niște apartamente de tip familial, sunt, ele există în structura direcției, unde sunt găzduiți copiii odată ce au împlinit 18 ani. Și ne asigurăm, deci avem și propria noastră structură. Deci nu doar 7 copii beneficiază de soluția aceea de locuire. Asta e foarte bine, dar repet, cei 17, asta voiam să știu, în ce sunt implicați, pare că mai multe cursuri și alte... Orice activități sunt necesare. Proiectul este... Domnul Ion Ascensiu, ne înăchesc cu chef de vorbă, să ne lasem în pace cu... Domnul Maxim, lăsați, are chef. Da, încearcă să se lămurească, sigur că sunt lucruri pe care noi le știm mai bine. Că am fost și în mandatul trecut și știm. Da, e dreptul la cuvânt a tuturor consilierilor. Eu am spus că este, da, mă rog, nici nu știu și nici noi răspund, domnule Maxim, bănesc că de la PSD. Nu contează, încercați să sintetizați și să... Mă asigur că este un proiect frumos și... Poam să înțeleg mai bine și este și comisia mea. Acum pare mai frumos, haideți mai. Îmi cer scuze. Da, vă rog să nu intrați în dialog. Vă rog să nu intrați în dialog. Marius, am rugămintea să opriți toate microfoanele tuturor. Da. Nu am înțeles ce înseamnă că bănuiesc deci, este de la PSD. Deci vă rog, deci acum se consemnează orice intervenție pe care o aveți, nu se consemnează. Dacă dorește cineva, dacă domnul Ienăchescu a încheiat. Am spus felicitări, doamne director. Da, mulțumesc. Domnul Vasile Niță vrea să spuneți ceva. Aveți cuvântul dacă doriți să interveniți. Da, nu înțelegeam ce înseamnă, bănuiesc că este de la PSD. Nu am înțeles ce înseamnă acest... Am înțeles, nu. Să nu intrăm în polemică. Da, poate că a fost o replică neinspirată. Haideți să ne oprim. Domnul Ienăchescu. Scria pe lângă domnia asta, scria PSD, asta scria. N-am zis nimic. Am înțeles. Bine, haideți să depășim momentul. Mulțumim frumos, doamna director. Haideți să votăm proiectul numărul 16 de pe ordinea de zi. Pregătim votul. Se poate vota? Avem 28 de voturi pentru. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul numărul 17. Acest proiect de hotărâre de la punctul 17 stabilește un plafon de 20 de lei pentru creanțele fiscale care pot fi anulate, care costă mai mult să facem demersuri pentru a le recupera decât ele însele ca valoare. Dacă nu sunt intervenții pe acest proiect care a primit aviz favorabil de la cele două comisii la care a fost trimis preavizare, vă rog să pregătim votul. Vă rog să votăm.
25 de voturi pentru proiectul de hotărâre a fost aprobat. Acum avem un calup de majorări de impozit pentru faptul că terenurile sau clădirile nu sunt reținute. Și aici am avut mai multe discuții în cadrul comisiilor referitoare la faptul că sunt și niște blocuri incluse aici și atunci ele ar fi putut să fie sprijinite prin includerea lor în programul de reabilitare termică, dar e o discuție pe care am avut-o și pe care și noi, grupul liberalilor, ne propunem să sprijinim acest demers de includere a lor în programul de reabilitare și să discutim astfel și de majorarea de impozit. Înainte să trecem la votarea punct cu punct, pentru că sunt hotărâri individuale, nu putem să le votăm în bloc, v-aș propune să scurtăm puțin durata pentru primirea votului la câte secunde? 10 secunde încercăm să vedem dacă reușim, că avem foarte multe. Haideți să încercăm cu 10 secunde și vedem cum merge. Punctul 18 de pe ordinea de zi, e vorba despre strada Căuzaș 22. Se poate vota. Avem 21 de voturi pentru, a fost aprobat. Punctul numărul 19, șoseaua Găricățelul, vă rog să pregătim votul. Șoseaua Găricățelul numărul 1A, punctul 19 de pe ordinea de zi, majorare cu 500%. Un teren neîntreținut. Votați, vă rog. Votați, vă rog, punctul 19. De voturi pentru. Trecem la următorul punct, 20, punctul 20. Strada Olten 22. Tot un teren întreținut, 400% majorare, vă rog să votați. De voturi pentru. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Punctul 21, vă rog să pregătiți votul. Nu, cred că 20 avem acum. Punctul 20. Un teren de pe strada Olten 22. 21 urmează un teren în centrul orașului, strada Sfânta Vină 54, 500% majorare de impozit. Votați, vă rog. De voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Punctul 23, punctul 22. Un teren învecinat cu cel de dinainte, tot strada Sfânta Vineri 56, 400% impozit majorat. Se poate vota. De voturi pentru. Trecem la punctul numărul 23, tot în acea zonă. Câteva numere mai sus pe partea cealaltă, 500% majorarea impozitului pentru un teren de pe strada Sfânta Vineri 61. Vă rog să votăm. De voturi pentru. Punctul 24 este cu majorare de 400% pentru un impozit pe teren, strada Vulturilor numărul 49, vă rog să votăm.
Să votați. Punctul 24. De voturi pentru, a fost aprobat. Punctul 25, strada vântului 37, actual 35A, un impozit majorat cu 200%. Vă rog să votăm. Punctul 25. Votați, vă rog. De voturi pentru, a fost aprobat. Punctul 26, dublarea impozitului pentru o clădire de pe Anton Pan, numărul 2, deci majorare cu 100%. Vă rog să votați. Punctul 26, se poate vota. De voturi, proiectul a fost aprobat. Punctul 27 și pe strada Baia de Fier numărul 6 avem o majorare de 100%, un impozit pe clădiri. Vă rog să votați. Punctul 27. Voturi pentru. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Punctul 28. Dublarea impozitului pe o clădire de pe strada Profesor Daniel Părceanu numărul 19. Vă rog să votați. De voturi pentru. Punctul 29, vă rog să votăm. Dublarea impozitului pe strada Blănar numărul 11. Votați, vă rog, punctul 29. De voturi pentru, a fost aprobat. Și vis-a-vis la numărul 14, o clădire neîntreținută, punctul 30, dublarea impozitului. Votați, vă rog. De voturi pentru, a fost aprobat acest proiect de hotărâre. La 31, dublarea impozitului pe clădiri, strada Dimitrie Borintian numărul 5. Vă rog să votați. 31. De 18 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Pe Valeriu Braniște, numărul 28, avem o triplare de impozit pe o clădire întreținută, punctul 32, vă rog votați. Avem 21 de voturi pentru, a fost aprobat. De asemenea, la numărul 25, dublarea impozitului, Valeriu Braniște. Votați punctul 33.
cu 20 de voturi a fost aprobat. La 34 avem pe calea Călărașilor 77, majorare cu 200%. Vă rog, votați. Punctul 34. Dați, vă rog. De voturi pentru, a fost aprobat. Pe Cava fi vechi, numărul 17, o clădire neîntreținută, se propune majorarea impozitului cu 100%. Votați, vă rog, punctul 35. De voturi pentru, a fost aprobat acest proiect de hotărâre. Pe strada Colții, numărul 1, majorare cu 200% a impozitului pe clădiri, punctul 36, votați, vă rog. Vă rog, cineva vrea să intervină? Sau doar a avut microfonul deschis? Votați, vă rog, punctul 36. Majorare cu 200% a impozitului pe clădiri pentru imobilul din strada Colții numărul 1. 21 de voturi pentru, a fost aprobat. Punctul 37, pe Gabroven numărul 2, majorarea impozitului cu 100%. Votați, vă rog, 37 punctul. De voturi pentru, a fost aprobat. Pe strada Hârșova, numărul 5, majorare cu 200% a impozitului, la punctul 38. Votați, vă rog. Votăm punctul 38 de pe ordinea de zi. Rezultatul este... 22 de voturi pentru, a fost aprobat. Pe Hristo Botev, numărul 44, cu 300%, se propune majorarea impozitului pe o clădire. 39, votați, vă rog. A fost aprobat. Tot pe Hristo Botev, la numărul 4, dublare de impozit, se propune pentru o clădire, punctul 40 de pe lunea de zi. Votați, vă rog. Avem 23 de voturi pentru, a fost aprobat. Tot pe Hristo Botev, la numărul 13A. 100% majorare de impozit. 41. Votați, vă rog. De voturi pentru, a fost aprobat. Pe Iuliu Valaori, numărul 10, 100% majorare voturi pe o clădire, punctul 42 de pe ordinea de zi. Votați, vă rog. De voturi pentru. Următorul punct pe preot Vasile Lucaciu, numărul 90, majorarea impozitului cu 100% pentru o clădire neîntreținută, bine. 43. Votați, vă rog. De voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Mai avem pe Matei Basarab, P,
pe Matei Bazar la 39, da, dublarea impozitului, punctul 44. Votați, vă rog, punctul 44. ...21 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Punctul 45, avem pe strada Slănic numărul 6, o dublare de impozit pentru clădire întreținută. Votați, vă rog, punctul 45. ...20 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Rămânem tot în centru, dar pe partea cealaltă a Bulevardului Mare, strada Smordan numărul 18, dublarea impozitului pentru o clădire. Punctul 46, vă rog, votați. ...19 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Acum avem blocurile de care vorbeam de pe strada Ion Tuculescu. La numărul 27 avem blocul G4, majorare cu 200%. Vă rog, votați! ...21 de voturi pentru. Următorul proiect, blocul G9, de pe Tuculescu 29. Punctul 48, votați, vă rog. ...19 voturi pentru, trecem la punctul 49, blocul H3, de pe Tuculescu 31, votați vă rog. Votați punctul 49. ...21 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Punctul 50, avem blocul G10 de pe Tuculescu numărul 33. Majorare cu 100%. Votați, vă rog, punctul 50. ...23 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat. La punctul 51 avem blocul G5 de pe Tuculescu numărul 38, majorare cu 100%. Vă rog să votați. ...18 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Ne întoarcem în centru pe strada Vasile Lucaciu 37, 200% majorare de impozit. Vă rog să votați. Punctul 52. ...20 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat. În alt capăt al acestei străzi, Vasile Lucaciu, la numărul 75, majorare cu 200% a impozitului pe o clădire. Vă rog, votați, punctul 53 de pe ordinea de zi. Cu 21 de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Avem pe Teodor,
Speranția, 71, majorare cu 200% a impozitului pe credit, punctul 54, votați vă rog. De voturi pentru. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. La 55 avem majorarea de impozit cu 100% pe strada Nicolae Tonița, numărul 11. Votați, vă rog. Punctul 55. Votați. De voturi pentru, proiectul a fost aprobat și ultimul punct de majorare de impozit cu 100%, strada Vulturilor 51, o clădire întreținută, votați vă rog, punctul 56 de pe urmă. De voturi pentru și acest proiect de hotărâre a fost aprobat. Vă mulțumesc pentru micromaratonul pe care l-am făcut. Următorul punct. Rămânem la același timp de vot. Credeți că putem? Mai avem puțin. Dacă întâmpinăm dificultăți, vom vedea. Ne-am încheiat în mână acum. Avem punctul 57 de pe ordinea de zi, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algoritm Rezidențial. Dacă sunt intervenții pe acest proiect de hotărâre. Mihaela Văcaru, dacă îmi permite. Vă rog, doamna consilier, aveți cuvântul. Aș vrea să aduc niște clarificări, atât pentru colegii mei, cât și pentru cei care ne urmăresc. Este vorba de rectificarea bugetului la această societate și respectiv o creștere cu peste 9 milioane de RON, a veniturilor și cheltuielilor. Veniturile sunt prevăzute a fi de la primărie, deci contracte cu primăria. Și noi am întrebat din ce provine această creștere și sunt două contracte care până acum nu erau prevăzute în buget și acestea sunt din iunie 2020, accesibilizarea prin degajarea traficului zonei comerciale din Teodor Palladi, primul contract, iar al doilea contract, interconectarea sistemelor de transport auto în zona drumului între Tarlale. Deci aceste 9 milioane sunt aferente acestor două contracte. Iar pe partea de cheltuieli, majorările substanțiale provin din cheltuielile cu stocurile. Înțelegem că sunt niște stocuri de 4 milioane de roni deja înregistrate, niște grins necesare acestor lucrări, în special pentru primul contract. Iar a doua creștere importantă de 5 milioane de roni este aferentă închirierii unor utilaje de ridicare, închiriere și alte închiriere utilaje mecanizate și alte servicii executate de terți. Sunt niște sume mari și de acum încolo solicităm ca la toate propunerile de rectificare de buget să primim aceste informații. De aceea am intervenit. Am înțeles. Mulțumesc, doamna consilier. Mai sunt intervenții sau cineva vrea să justifice? Inițiatori, proiecte de hotărâre. Dacă nu, propun să ne pregătim de vot. Se poate vota. Votați, vă rog. Punctul 57. De voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul 58, încetarea mandatelor a doi membri din Consiliul de Administrație de la Internet și Tehnologie, sector 3 SRL. Vă rog să votați. Sunt intervenții pe acest punct? Anda Negoiță, vă rog. Vă rog, doamna consilier, aveți cuvântul.
Eu aș dori să se consemneze că mă voi abține la acest punct datorită faptului că sunteți una dintre cele... despre încetarea mandatului meu. Da, mulțumesc. Am înțeles. S-a consemnat. Vă rog să votați ceilalți consilieri, mai puțin doamna Anda Negoiță, care a solicitat să nu ia parte la acest vot. Vă rog să votați. Cu 23 de voturi pentru proiectul de hotărâre a fost aprobat. Cei doi membri și-au încetat mandatele. Următorul proiect vine ca o consecință a acestor încetări de mandate, modificând actul constitutiv al Societății Internet și Tehnologie în sensul reducerii numărului membrilor din Consiliul de Administrație de la 7 la 5. Vă rog să votați. Dacă îmi permiteți, de asemenea, mă voi abține și la acest punct. Anda Ioana Negoiță. Am înțeles. Altcineva mai dorește? Mulțumesc. Votați, vă rog, vedeți că este... Da, oprim atunci votul. Numai o secundă. Oprim votul. Oprim votul ca să... Pentru că nu a trecut prin comisiile din care fac parte, nu am putut discuta cu inițiatorul. În primul rând, apreciez inițiativa de a reduce numărul membrilor Consiliului de Administrație. Eu aș vrea să mergem mai departe, să-l reducem la 3 membri, nu la 5. Și aș vrea să întreb cum putem face lucrul acesta. Putem face chiar acum, prin hotărârea noastră. În acest moment, la Internet și Tehnologie, sunt 4 membri. Ca să rămână 5, înseamnă că va mai fi procedura de selecție pentru încă unul. Eu propun ca din cei 4 să rămână numai 3, pentru că societatea are un număr de angajați și o cifră de afaceri care se încadrează la 3 membri. Dacă îmi permite să intervin, Florentina Neacșu sunt. În acest moment nu putem să reducem prin această hotărâre, să modificăm de la 7 la 3. În primul rând, pentru că există un membru al patrulea, există un membru în Consiliul de Administrație care are contract de mandat. Dacă doriți, poate face obiectul unui alt proiect de hotărâre care trebuie analizat și temei juridic, cum desființăm, cum reducem, astfel încât să nu ne trezim cu... nu știu, procese și trebuie foarte întemeiat aceste hotărâri. Deci dacă doriți okay, deci trebuie să revenim ulterior. Da, cu siguranță. Da, nicio problemă, da. Se poate, dar în acest moment nu cred că e momentul și nu putem pe această hotărâre și ca și temei juridic și fundament nu putem să, nu pot în acest moment să-l formulez astfel încât să vă garantez că hotărârea va ieși corectă, legală, întemeiată. Bine, am înțeles. Deci mă revenim ulterior. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Nicu Lucian sunt. Vă rog, domnul consilier, aveți cuvântul. Doamna Flori, cât mai are mandatul al patrulea membru? Păi, mandatele, cam la majoritatea, se termină în 2021, iulie, august, decembrie, în funcție de cam așa, în funcție de societate. Nu putem să facem un amendament la acest proiect cu opțiunea pentru următorul contract să facem direct la 3 membri? De ce să mai facem un alt proiect când putem să facem pe ăsta cu un amendament? Lucian, hai să luăm hotărârea deoparte, cum ne-a explicat doamna Flori. În acest moment, dacă amendăm ceva, nu știm ce efecte juridice produce. Asta. Permiteți și mie să poate, Anda Negoiță. Vă rog, doamna consilier, aveți cuvântul. Deși este vorba de societatea din care am făcut parte în Consiliul de Administrație, aș vrea să vă spun că Consiliul de Administrație este constituit conform OUG 109, în care este prevăzut faptul că consiliile de administrație ale acestor societăți sunt formate din 5-9 membri. Nu prevede faptul că pot avea 3 membri. Îmi cer scuze, doamnișoara consilier, ordonanța 109 prevede și posibilitatea de a fi între 3 și 5, 9, 3, 7. Deci există posibilitatea. Ăsta e și motivul pentru care în acest moment nu pot să-ți spun articolul și consecințele juridice
pe fiecare de această societate pe sunt anumite criterii, care pot fi 5, minim 5 sau minim 3. În regulă. Mai mult de atât, de ce administratorul 4 și nu administratorul 1? Pentru că fiecare cei 7 administratori au dat concurs, sau în sfârșit au fost selectați pe un anumit tip de administrator 1, numărul 2, numărul 3, numărul 4. Și atunci vă întreb, de ce administratorul 4 și nu administratorul 1? Înțelegeți? Ăsta e motivul pentru care în acest moment nu puteți. Trebuie foarte bine analizat, astfel încât să nu avem probleme, să spun așa. Da, stimați colegi consilieri, aș dori să vă supun atenției faptul că noi am discutat, să spunem mai puțin formal, despre faptul că, mă rog, scuzați repetiția, aceste societăți ar trebui să fie analizate mai în amănunt și să luăm o decizie nu pe jumătate, ci una bună și radicală. Păstrăm, am spus noi, societățile care sunt într-adevăr folositoare pentru administrarea sectorului și renunțăm la cele care s-ar suprapune cu ceea ce piața poate oferi mult mai bine. De aceea v-aș propune să ne gândim cât de repede, chiar dacă vine sfârșitul anului, să înființăm o comisie specială de analiză a activității acestor societăți ale primăriei și să luăm o măsură nu pe jumătate de reducere a Consiliului, ci poate întreg Consiliul, dacă considerăm că o societate n-ar trebui să mai funcționeze pe lângă primărie sau să fuzioneze cu o alta și așa mai departe. Pot să intervin aici? Vă rog, doamna consilier, aveți cuvântul. Cele două propuneri nu se contrazic, ele sunt complementare. Exprim părerea având experiență cu analiza societăților. Ceea ce propuneți dumneavoastră cu siguranță vom face, că ne dorim cu toții, dar este un proces de lungă durată, care nu știm câte luni sau ani va dura. Ceea ce propun eu se poate realiza în următoarele două săptămâni, dar cum a spus doamna Flori, trebuie să ne uităm la toate implicațiile juridice. Deci sunt complementare, nu sunt disjuncte. Am înțeles, pot fi luate, numai că trebuie să ne gândim dacă într-adevăr are sau nu are un efect. Cu cât o componență a unui consiliu este mai mică, cu atât democrația sau hotărârile democratice sunt mai șubrede. De aceea s-ar impune un număr optim, să spunem așa. Numărul de trei este foarte mic, după părerea mea, pentru un organ colectiv de conducere. Practic, unul dintre cei trei poate fi izolat de ceilalți doi foarte ușor, ca în Parada Miorița. Dar e un lucru care nu cred că economia a două indemnizații de mandat este... Nu, vă rog, fiecare... Doamna, nu mă întrerupeți, că nu am întrerupt pe nimeni. M-am înscris la cuvânt, mi-am dat cuvântul și îl închei acum cu această opinie că nu rezolvăm nimic nici financiar, ba dimpotrivă, dacă societățile astea vrem să funcționeze în continuare, un consiliu cu o componență mai largă, nu foarte largă, nu cred că afectează foarte mult bugetul societății sau al primăriei. Problema este dacă au ce face acele consilii, nu cât de mari sau mici sunt. Mă rog, dacă doriți să interveniți acum? Nu, eu voi merge mai departe cu proiectul de hotărâre. Îmi doresc să ajung cu el în Consiliu și să vă votați. Cine dorește să avem trei, vom vota trei, dar nu toate se califică la trei, să știți că unele sunt de cinci. Depinde de cifra de afaceri și de numărul de angajați. La internet și tehnologie se încadrează la trei. Am înțeles. Să supunem la vot proiectul de hotărâre numărul 50, de la punctul numărul 59. Vă rog să votați.
cu 19 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul numărul 60 de pe ordinea de zi, desemnarea auditorului statutar pentru exercițiile financiare 2020, 2021 și 2022 pentru Societatea Administrare Străzi, sector 3, SRL. Sunt intervenții pe acest punct? Mihaela Văcaru, dacă îmi permite. Vă rog, doamna consilier, aveți cuvânt. Acest proiect a primit aseară un aviz nefavorabil cu un vot la limită în Comisia de Buget și noi am avut discuții ulterioare și aș fi vrut să explic celor care ne urmăresc că opinia este de a merge mai departe cu acest auditor, pentru că nu ne dorim să blocăm acum în decembrie procesul de audit. Iar pe viitor vom dori să cunoaștem și noi auditorii și să avem discuții cu ei. Am vorbit cu colegii de la PNL și vom găsi o metodă să ne cunoaștem virtual și să știm cu cine vom avea acest fel de relații. Dar pentru moment vom merge pe desemnarea acestui auditor statutar care ne-a fost propus. Mulțumesc! Ați stat de intervenții? Atunci vă rog să votăm punctul 60 de pe ordinea de zi. ...23 de voturi pentru. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Punctul 61, vă rog, dacă sunt propuneri, obiecțiuni. Mihaela Văcaru. Vă rog, doamna consilier, aveți cuvântul. Acest proiect a primit aviz negativ din partea Comisiei de Buget. Și acum vreau să explic de ce s-a întâmplat asta. Noi vom explica de acum încolo toate avizele nefavorabile. Nu cunoaște proiectul final. Este vorba... Să fie clar pentru toată lumea, acest contract cu Cedina Import-Export se face în cadrul proiectului de modernizare și reabilitare a parcului Pantelimon, iar Cedina Import-Export ar trebui să furnizeze servicii de impermeabilizare a betonului față de vaporii de clor. Deci niște lucrări puțin mai de nișă. Noi nu cunoaștem în acest moment, mare parte dintre noi, proiectul Pantelimon, ce conține el, în ce stadiu fizic a ajuns și în ce stadiu a ajuns cu cheltuielile antamate, ce a mai rămas de făcut, ce termen de finalizare are și ce finanțare îi se asigură în viitor. Deci, neștiind toate aceste lucruri, nu știm nici unde să încadrăm acest contract. Punctul 2, referitor la acest contract, este un contract de 1 milion de roni cu această firmă, care, deși s-a făcut o selecție de ofertă, acesta a fost singurul ofertant. Și este o firmă cu o cifră de afaceri de 157.000 de roni, deci ar trebui să presteze niște lucrări de 6 ori cifra de afaceri lunară. Din aceste motive am dat un aviz negativ. Mulțumim. Aș vrea spun și numai o secundă, aș vrea să spun și eu că am solicitat Societății Administrare Sector 3 SRL raportul de audit care s-a făcut în mandatul anterior și care s-a soldat cu demiterea președintelui acestei societăți. Și aș vrea să se consemneze că solicit acel raport de audit și aș vrea să fie trimis tuturor consilierilor cât se poate de repede. Mi se pare că nu este normal să mai avansăm cu lucrările la acest obiectiv înainte de a cunoaște ce s-a întâmplat acolo. Este a fost un control intern și trebuie să știm ce măsuri au fost luate în urma acestui control.
Vă rog să consemnați întrebarea mea și să o adresați că s-a întâmplat ca și la ședințe anterioare să fac anumite solicitări și veți vedea ce răspuns am primit de la aparatul de specialitate. Domnul Moldoveanu dorea să interveniți, aveți cuvântul. Da, voiam să spun care este motivul pentru care am dat aviz negativ și la Comisia Juridică, și anume că nu am avut o notă de fundamentare, nu am avut prezentată procedura de achiziții, nu știm ofertantul, proiectul final, caietul de sarcini, nu a fost publicat în anexa proiectului supus Consiliului și al doilea motiv, cel pe care l-ați enunțat dumneavoastră cu raportul de audit la aceasta și, mă rog, și la celelalte companii. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Mai sunt intervenții pe acest proiect de hotărâre? Dacă nu, vă rog să pregătim votul. Votați, vă rog! Doar 5 voturi pentru proiectul de hotărâre a fost respins. Avem următorul proiect de pe ordinea de zi, este ultimul de pe ordinea de zi inițial anunțată, numărul 62, acordarea unui mandat președintelui de la Salubritate și Dezăpezire pentru încheierea două contracte de prestări servicii. Dacă sunt intervenții pe acest subiect. Negoița, avem că se poate. Vă rog, doamna consilier, aveți cuvântul. Mulțumesc. În documentația proiectului de hotărâre s-a specificat o autorizație de mediu, respectiv numărul 340 din data de 14.08.2020, prin care această societate are obligația de a elimina deșeurile menționate prin depozitarea de în depozite speciale amenajate. Însă, astăzi, respectiv 26 noiembrie 2020, Agenția Națională pentru Protecția Mediului, prin adresa 20.308 din 26 noiembrie, a dispus suspendarea pentru 60 de zile a acestei autorizații. În consecință, considerăm că societatea trebuia să informeze de acest lucru. Noi suntem de acord cu sortarea și eliminarea deșeurilor umede, dar în condiții de legalitate. În consecință, grupul PSD se va abține de la acest punct și dacă este cineva de la societate sau din aparat de specialitate să ne poată explica de ce încă există acest punct pe ordinea de zi, având în vedere că nu mai este legalitate. Mulțumesc! Mulțumesc și eu. Bună seara, Popa Marius. Vă rog, domnule. Da, vă rog, domnul Popa, apăs cuvântul. Unul dintre motivele pentru care a fost solicitată suspendarea autorizației este și lipsa contractelor cu depozitarii finali. Și pentru a obține, a suspenda suspendarea, ca să mă exprim așa, pentru a obține revizuirea, ne trebuie neapărat contractele încheiate. Doamna Neguiță, mulțumită de răspuns. Am înțeles, dar autorizația inițială a fost emisă în luna august. Da. Nici în luna august nu existau acele contracte semnate. Tocmai că în încurcătura codurilor, că sunt niște coduri de deșeu, că ni s-a impus în urma unor măsuri să avem contracte cu depozitării finali sau să facem revizuirea. Asta am solicitat și revizuirea și încheierea unor contracte cu depozitari finali. Și toate aceste lucruri au durat 3 luni de zile să rezolvați. Au durat cu procedură, cu... Și care a fost motivul pentru care nu ați informat de acest lucru, Consiliul Local? Până la urmă, noi eram în necunoștință de cauză. Deci autorizații... Dumneavoastră ați primit la societate printr-un număr de registrare această suspendare. Da. Problema e că
Înainte de a avea autorizațiile de mediu, trebuie să ai contracte cadru. Și noi am depus de o lună și jumătate revizuiri, de așa manieră încât să ducem la eliminare cât mai puține deșeuri, și ne-au solicitat și contracte cu depozitari finali. Asta v-am prezentat, cele două drafturi de contract cu cei doi agenți economici autorizați, Vitalia și Ridexul. Și ne-am protejat, am zis să facem cu doi, să avem două contracte cadru, în caz că mâine, poi mâine se poate întâmpla chestia asta și în Ridexului, oricui se poate întâmpla. Atunci autorizația din august nu a fost obținută conform specificațiilor pe care mi le-ați expus acum. Autorizația din august, sunt niște coduri de deșeuri la care Garda de Mediu apreciază că ar trebui să folosim numai depozitarii finali. Ok. Făcând revizuirea, am mai identificat niște coduri, specialiștii, că nu eu, specialiștii au identificat niște coduri și am solicitat o revizuire. Noi suntem în proces de revizuire de o lună și jumătate. Punctul cel mai important de la revizuire este să respectăm vechea autorizație în care se interpretează un anumit cod să meargă mult la depozitarul final. Acum, ca procedură, nu ți-am considerare revizuirea dacă nu respecti tot ce e în autorizație. Dacă noi aveam contractele și le trimiteam un pic mai devreme, poate, nu se întâmpla treaba asta. E doar o procedură. Deci contractele oricum ne trebuie înainte de orice autorizație. Noi probabil că n-am acoperit tot spectrul. Noi nu am avut depozitar final. În documentația proiectului de hotărâre pe care l-am studiat, spuneți că conform autorizației de mediu, societatea are obligația de a elimina deșeurile. Adică dacă nu aveți această autorizație, nu aveți obligația de a elimina deșeurile? Obligația de a elimina deșeuri, valorifica și elimina, că ăsta este textul care se folosește, sintagma. Noi am apreciat că putem trimite la valorificare și o fracție inertă spre eliminare prin terți. Organismul de reglementare, prin organul de control, a apreciat și ne-a convins că interpretăm greșit textul din autorizație și că ar trebui să avem și cu depozitarul final la care contract direct. Nu să dăm cuiva să valorifice și în proporție de 20% să ajungă la depozitarul final. Să avem o relație directă cu depozitarul final. Am înțeles, dar nu m-ați lămurit la ceea ce am spus eu. Noi ne vom abține în continuare la acest punct și nu înțelegem motivul pentru care nu ați comunicat întregului Consiliu Local suspendarea acestui aviz, care este, din punctul meu de vedere, un document foarte important. Da, am înțeles și mulțumim pentru intervenție, domnul director și toți conducătorii de societăți comerciale. Vă rog să aveți în vedere că Consiliul Local reprezintă adunarea generală a acționarilor și trebuie să fie informat cu orice problemă care afectează buna desfășurare a activității companiei. Iar această suspendare de aviz trebuia să facă obiectul de informare de îndată a consilierilor. Dacă mai sunt și alte intervenții pe acest... Da. Nicu Lucian, mă rog, domnule consilier, aveți cuvântul. Tot pentru domnul Pop Marius, domnul director. A spus mai devreme că una dintre probleme este cea discutată mai devreme. Mai sunt cumva și alte probleme pentru această suspendare a avizului? Cealaltă problemă ține de spus că așa. Ține de sistemul de ventilație OHOTĂ. Nu înțeleg. Celelalte probleme țin de funcționalitatea unui sistem de ventilație la care lipsește OHOTĂ. Care se află unde? Într-o hală? În incintă. În incintă, da. Chestie, problemă pe care nu am remediat în cursul zilei de azi. A, deci e o problemă doar tehnică. Tehnică și o ușă. Alte probleme nu mai sunt. Nu sunt alte probleme. Problema principală era
gestiunea, transabilitatea, că în autorizația de funcționare, în autorizația de mediu, de transabilitate. De transabilitate. Așa, nu de trans. Autorizația. Mă iertați. Vă rog. În autorizația de mediu, noi am apreciat că putem ajunge la groapa de gunoi, ca să mă exprim așa, printr-un ters care ne valorifica, care băga, mai procesa încă o dată deșeul, RDF-ul și organic. Pentru că noi la ora, la momentul acesta nu avem această posibilitate să procesăm fracțiile rezultate. Și în urma procesului tehnologic, tratării biologice pe care o face terțul, rezulta o cantitate, un 10-20% de material inert care trebuie eliminat. Am înțeles. Deci vi s-a impus să aveți dumneavoastră contactul direct, nu să-l dați cuiva și să facă ce vrea cu el, să-l bage sub preș, să-l vândă la export și așa mai departe. Exact. Și așa, acest lanț de trasabilitate nu este întrerupt cu acest furnizor, acest terț. Nu se întrerupe lanțul traseului, nu? Nu se întrerupe. Pentru mai mult control, că probabil controlul a fost încrucișat și a văzut că ajunge la groapă. Acolo, organul de control a apreciat că din textul autorizației trebuie să ducem, să avem noi legătura directă cu depozitarul final. Adică fracția inertă să ajungă la mine și eu să o duc personal să completez anexa 3, formularul de încărcare-descărcare și să am document cu depozitarul final. Da, vă mulțumesc frumos. Cu plăcere. Dacă nu mai sunt alte intervenții, v-aș ruga să pregătim votul pentru punctul 62 de zi. Dacă îmi permiteți, Augustin Sorcen. Da, domnule consilier, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Citeam puțin mai devreme raportul DGSE-ului pentru anul 2019, în care se spunea că au fost transportate 140.000, ca să rotunjez, de tone, din care au fost depozitate 132.000. În acest moment ați cerut să faceți contract pentru 240.000 de tone de depozitare, în condițiile în care dumneavoastră sau noi, putem să spunem, trebuie să creștem foarte mult deșeurile reciclate sau cantitatea de deșeuri reciclate. Totuși, dumneavoastră aproape ați dublat cantitatea de depozitare. De ce s-a întâmplat acest lucru? Vă salut, domnul consilier. Nu am înțeles de unde mi-ați citit cantitățile. Cantitățile am citit, primele, din raportul Direcției Generale de Salubritate de anul 2019. Gata, m-am lămurit. Direcția Generală de Salubritate nu făcea operațiunea de sortare, trimitea direct la depozitarul final. Noi avem serviciul de sortare, suntem SD3, salubritate și dezăpezire. Cantitățile care le vedeți dumneavoastră acolo sunt făcute în urma analizei. Toată cantitatea pe care o produce sectorul 3, informațiile le-am luat de la Direcția Generală de Salubritate, sunt informații oficiale și ne-am convins și noi în astea 2-3 luni de funcționare că sunt în medie vreo 10-12.000 pe lună. Asta înseamnă 120-140.000 de tone pe an. În mod normal, din calculele oamenilor de specialitate, rezultă în vreun 20% din toată cantitatea asta, așa e norma, de 20%, în urma unui studiu care s-a făcut, vreo 20% trebuie să ajungă, aproximativ 20%, trebuie să ajungă la sunt inerte. Ele compus din mai multe fracții. Okay. 20% sunt inerte. Cam atât ar trebui să ajungă în situația de astăzi la depozit. La depozitarul final. Noi, prin terții și contractele care le-am avut, s-ajungea la depozitarul final în jur de 1500 de tone pe lună. Ceea ce e foarte bine. Dar, ca să fim acoperiți și să nu avem alte probleme, pentru că mai auziți? Da. S-au făcut analize pe multe studii pe deșeuri și parte din s-a considerat că la sectorul 3 inertele sunt cam de 15-20%. Eu am făcut aproximarea.
raportându-mă la cantitatea intrată sau colectată din sector, de 10-12 mii de tone și am zis 2 mii de tone pe lună. Așa am ajuns la... Da, e interesant că din calcule trebuia să dea mai puțin și nu mai mult. Păi 2000 de tone pe lună înseamnă 25-24 de mii de tone pe an. Și dacă cei de la Direcția de Salubritate au transportat 140 de mii, atât au adunat, ca să zic așa, pe anul trecut. Da, 140 de mii de tone într-un an a ajuns la depozitarul final. Mă rog, 132. 132, cât ziceți dumneavoastră. Noi vorbim acum de 24 de mii de tone pe an. Pe tot pe an a fost și acolo. Păi acolo sunt 100 și ceva de mii de tone. Ați spus 2000 de tone pe lună. Da. Asta înseamnă pe an 240... Nu, înseamnă pe an 24 de mii de tone. 24 de mii de tone. Ah, da. Stați că am pus un zero în plus, mă scuzați. Da. Noi sperăm din tot sufletul să nu fie această cantitate la depozitarul. În acest preț care ni l-ați prezentat, este inclus și transportul? Nu. Deci era peste. Prețul, de asta și, dacă s-ar încheia contractele, preferăm să lucrăm cât se poate cu Iridexul, că e foarte aproape, pentru că altfel se adaugă transportul ceilalți, primul depozitar pe care, final pe care l-am găsit și are, e autorizat, este la... Boldești-Scăieni, da, prin Ploiești, da. Deci, ca să concluzionăm, în acest moment, dumneavoastră, veți face sortarea pentru sectorul 3 și ce rămâne o să se ducă la grupurile de depozitare. Exact. Asta înseamnă că celelalte firme care acționau înainte, Casano și Util Trailer, astea nu o să mai funcționeze, nu mai sunt prinse în schema asta. Absolut. Ok, mulțumesc. Bine, sănătate. Sănătate. Asta sau și o intervenție, domnule Matei. Vă rog, domnule consilier, aveți cuvântul? Da, era o întrebare suplimentară. Am discutat cu director și în comisia de specialitate. Înțeleg că este un prag maximal de 2000 de tone lunar. Sunt două contracte, deci două acorduri cadru, cum ar veni pentru depozitarea acestei cantități. Cu posibilitatea să fie la o realitate, cum am zis dumneavoastră, la 300-400 de tone pe lună, nu? Cam așa. Așa sperăm. Sperăm din tot sufletul, dacă mai ales dacă reușim în viitorul apropiat să obținem autorizație. Noi am depus DSP o solicitare să vedem dacă putem să facem din fracția organică compost. Am înțeles, dar vreau să mă întreb în contextul ăsta. Contractele nu sunt atașate sau multele și societatea, în fine, pe regulamentul din martie sau februarie, dacă depășim 100.000, ar trebui să reveniți din nou cu un HCL, nu? Pentru mandatarea contractului peste 100.000. Dacă merge peste un prag de, nu știu, 500 sau 1.000 de tone pe lună, corect? Sau greșesc? De asta am și aproximat cantitatea și am înțeles de la comisii că mi s-a impus să facem contractul doar până pe 31 decembrie, după care revenim. Ok, deci cu act adițional aprobat. Ok, asta era întrebarea. Asta a fost condiția. Și știți foarte bine că am fost de acord. 31, dar nici nu avem cum să nu fim de acord. Ok, și cu rugămintea din nou, ce am mai discutat și asta, să fie documentele care reglementează procedura, mă rog, niște chestiuni care să fie mai clare pentru noi și pentru cetățeni în momentul în care proiectul e defins. Mersi mult! Sănătate! Doamna Inocențiu, nu vă mai auziți. Da, îmi cer scuze. Spuneam că tot ne apropiem de jumătatea ședinței să votăm. Ați primit deja votul. 13 voturi
Pentru? A fost o problemă. Domnul președinte, nu v-am auzit și nu am fost anunțat și nu am fost pe fază. Am înțeles. Haideți să reluăm votul, pentru că, într-adevăr, nu am anunțat votul. Am avut microfonul închis. Deci reluăm procedura de vot din motive tehnice. A fost și foarte scurt, de doar 10 secunde rămas așa. Se poate vota, da? Haideți, ne pregătim să votăm. Votați punctul 62, vă rog. ...21 de voturi pentru proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la ordinea de zi suplimentară. Avem proiectul de rectificare a bugetului sectorului 3 pe anul 2020. Sunt intervenții pe acest proiect. Propuneri, obiecțiuni. Vă rog, doamna consilier, aveți cuvântul. Este un proiect important, fiind rectificarea bugetului la sectorul 3. Și aș vrea să spun întâi, pentru că sunt destul de eliptice informațiile în ceea ce am primit noi, aș vrea să spun pentru colegii, pentru cei care ne urmăresc, ce lămuriri importante am primit noi. Deci, așa cum știm cu toții, se vor reduce sumele la învățământ cu 28 de milioane de RON și acestea sunt cauzate în principal de niște modernizări care erau prevăzute la început în buget și nu s-au realizat cu fonduri europene. Există reduceri de sume la asistență socială cu aproape 5 milioane de RON. Aici există bănuiala că au fost angajări prognozate care nu s-au realizat, pentru că acestea sunt din cauza cheltuielilor cu salariile care nu s-au realizat. Și reduceri la sumele locuințe, servicii și dezvoltare publică, iar aici cele 7,5 milioane de RON, care aparent sunt reduse, de fapt sunt niște credite de rambursat către Ministerul Finanțelor în legătură cu reabilitarea termică, care au fost amânate la plată. Deci, din cauza pandemiei, ele vor fi plătite în viitor. Acestea sunt doar amânate, nu sunt reduse. Și singurul câștigător din acest buget este programul de modernizare de la periferia Bucureștiului. La capitolul transporturi este introdusă această sumă foarte mare, de 11,8 milioane de RON, și ea va fi destinată achiziției unor materii prime necesare asfaltării străzilor din această periferie neidentificată mai clar. Având în vedere că noi ne dorim ca medicii de familie să beneficieze de ajutorul pe care l-am votat în ședința de data trecută, acel proiect promovat de PNL, la care am subscris cu toții, am luat în considerare să aprobăm în regim de urgență bugetul. Dar din alt punct de vedere, și aș vrea să se consemneze lucrul acesta, îl considerăm un buget trist și un pic al neputinței. Dacă noi, în vreme de pandemie, reducem cheltuielile la învățământ, când oamenii, părinți și elevi stau acasă cu nevoi neidentificate înainte, reducem sumele la asistență socială, pentru că oamenii de acolo n-au reușit să facă angajări. De creditele alea nu mai zic, alea bine. Și luăm aceste sume și le ducem la asfalt, cred că nu am fost suficient de diligenți în acest an și ne-am dorit ca în anul următor aceste lucruri să nu se mai întâmple. Acum noi suntem un pic forțați de împrejurări, suntem în luna decembrie, deci nu putem schimba substanțial bugetul. Dar prioritățile trebuie să le stabilim de comun acord. Ăsta e primul punct pe care vreau să-l spun. Și după ce votăm bugetul, mai am o intervenție legată de punctele suplimentare, care intervenție de asemenea vreau să se consemneze. Dar acum mă opresc aici. Am înțeles, mulțumesc. Domnul director Octavian Ghețu vrea să intervine. Vă rog, aveți cuvântul, domnul director. Bună seara, domnilor consilieri.
Vroiam să corectez un pic ce a spus doamna consilier Văcaru mai devreme. Scăderea pe învățământ se datorează tot o economie, unei economii la plata unor rate la credit, având în vedere că legea ne obligă la începutul anului să acoperim din cheltuieli toate cheltuielile curente de funcționare, salarii, utilități și inclusiv rate la bănci. Aceste rate au fost bugetate la începutul anului. În timpul anului nu s-au utilizat cât s-a previzionat, s-au reabilitat școli, în schimb, nu este toată suma pierdută, suma se va utiliza la anul, iar am mai spus scăderea la DGHSPC, am mai spus doamna Văcaru, nu se datorează neputinței angajărilor în aparatul de specialitate, se datorează tot așa unor prevederi bugetare, prevederi legale care te obligă să-ți bugetezi toate posturile, inclusiv cele vacante. Atât am avut de spus și de aceea se datorează aceste economii. Am înțeles. Mulțumim. Deci suntem o... Aș vrea să concluzionez. Suntem o primărie super mega performantă, care în timp de pandemie reușim reduceri la învățământ și la asistență socială și facem asfaltări de străzi. Cam asta e concluzia. Da. Mă rog, dacă mai sunt alte intervenții, vă rog să mă atenționați. Dacă nu sunt... Vă rog, domnul consilier Matei. O întrebare scurtă, că văd că e o tematică generică prin țară. Puteți spuneți, domn director, pe partea de utilități, cam care a fost economia la administrarea școlilor și dacă, eu știu, acele economii se pot întoarce, eu știu, în rezolvarea unor probleme din școlile respective? Dacă aveți așa estimativ, cam cât ar fi fost, cât a fost economia datorită acestor blocaje datorită pandemiei? Nu am acum niște date concrete, dar până la următoarea ședință sau pe un e-mail vă pot transmite acest lucru. Ok, mulțumesc. Mai sunt întrebări, intervenții pe acest punct? Dacă nu, vă rog, pregătiți votul pentru punctul numărul 1 suplimentar. Se poate vota punctul 1 suplimentar. Cu 27 de voturi pentru, rectificarea bugetului sectorului 3 a fost aprobată. Aș vrea să menționez că această rectificare include și finanțarea pentru proiectul inițiat de PNL și susținut și de USR Plus, respectiv sprijin pentru medicii de familie care sunt angrenați pe frontul luptei anti-COVID. E vorba de un sprijin pentru achiziționarea de materiale și aparatură necesară în cabinetele lor, dat fiind faptul că au primit atribuții suplimentare în privința combaterii răspândirii epidemiei COVID-19. Trecem acum la ultimul punct de pe ordinea de zi, întrebări, interpelări, dar mai întâi, domnilor consilieri, v-aș cere permisiunea să dau cuvântul a doi domni cetățeni care s-au înscris la cuvânt. Este vorba despre doamna Cătălina Ifrim, președintele Consiliului Municipal al Elevilor din București. Sunteți în legătură, doamna Cătălina Ifrim? A fost pusă în legătură cu noi, doamna Ifrim? A primit o invitație de a participa la ședință?
O secundă să verificăm dacă este. Da. Mai avem și pe domnul Sterian Alexandru Petre, care a mai luat cuvântul în cadrul ședinței ședințelor noastre. Domnul Petre este cumva? Bun. Până încercăm să vedem dacă putem relua legătura cu dumnealor, avem și datele de contact aici. Haideți să trecem la interpelările, întrebările și petițiile adresate de consilieri. Și doamna Văcaru fusese prima care a dorit să se înscrie la cuvânt. Doamna consilier, dacă doriți, aveți cuvântul, dacă nu mai așteptați. Da, eu am două probleme, o să adresez una dintre ele, după aia las colegii mei și revin cu a doua ulterior. Păi, nu, ar fi bine să ne concentrăm ca fiecare coleg consilier să aibă intervențiile într-o singură sesiune, să zicem așa. Sigur, vă rog, că pentru operativitate. Ok. Deci, prima intervenție pe care vreau să o am și aș vrea să fie consemnată este legată de suplimentarea ordinei de zi cu punctele acelea care vin cu foarte puțin timp înainte de ședința propriu-zisă. Noi am primit pe 24 noiembrie, la ora 4 fără 5, 12 puncte care cuprindeau rectificări de bugete, contracte de achiziții, devizii de investiții. Deci niște lucruri importante cu impact asupra banului public și practic este imposibil ca acestea să treacă printr-un proces diligent de avizare în comisie. Deci cineva se așteaptă ca noi să le aprobăm fără să înțelegem ce este acolo. Noi nu facem lucrul acesta, de aceea cele puncte nu au primit avize. Singurul la care ne-am aplecat a fost rectificarea de buget, motivația fiind medicii de familie. Și solicităm domnului primar ca pe viitor să respecte termenele acelea și să nu mai abuzeze de ședințe extraordinare și suplimentare de ordine de zi. Noi suntem gata să le facem și să le aprobăm. Deci putem avea mai multe ședințe ordinare și le abordăm civilizat. Și este în interesul tuturor, și al nostru și al dumnealui și mai ales al cetățenilor, să tratăm deciziile astea legate de banul public cu mai multă responsabilitate și atenție. Și am solicitarea către personalul primăriei să vină cu fundamentări mai concrete și mai coerente. Primim foarte multe pagini care sunt lipsite de conținut, după părerea noastră, și nu știu dacă este revoluționar, dar în activitatea de zi cu zi în România se folosesc tabele și grafice comparative. Eu am citit într-o lună de când sunt la primărie, cred că mii de pagini și nu am găsit nici măcar un singur grafic. Deci, haideți să încercăm să fim mai expliciți și mai concreți cu ceea ce facem. Asta este prima intervenție. Iar acum, dacă dumneavoastră spuneți ca să termin și cu cea de-a doua, este interpelarea pe care am adresat-o primăriei. Se referă la scoaterea la concurs pentru data de 15-12-2020 a unui număr de 161 de posturi pentru mai multe direcții din cadrul primăriei. Și aici am întrebat, care este impactul bugetar în cazul ocupării acestor posturi și cum va fi suportat el din buget, ce variații sunt față de bugetul salarial de până acum, care este data la care s-a fundamentat necesarul acestor posturi, pentru că pare ciudat ca în pandemie să angajezi 48 de oameni pentru un complex acvatic și să nu găsești între aceste posturi nimic legat de servicii sociale sau digitalizare, când noi avem aceste nevoi evidente. Și care este oportunitatea organizării acestui concurs în perioada de pandemie? Având în vedere că sunt multe autorități locale, nu mai spun de mediul privat, care iau măsuri în vederea reducerii cheltuielilor de personal.
Acum eu am primit niște informații între timp, nu știu dacă e cazul să le spun eu sau să răspundă domnii din primărie. Da, în mod normal, cred că informațiile pe care le solicită oricare dintre consilieri nu sunt informații care trebuie să ajungă neapărat doar la acel consilier, ci cred că ar trebui să le primim toți consilierii, pentru că sunt lucruri care ne interesează cu siguranță pe toți. Iar dacă punem o întrebare, punem în numele cetățenilor și e bine să știm în primul rând noi consilierii. Mi s-a răspuns ca să putem informa mai departe fiecare pe canalul lui de comunicare. De aceea aș recomanda ca orice răspuns adresat de un consilier, dacă nu e ceva foarte specific, punctual, dar dacă sunt lucruri generale, referitoare la, eu știu, documente care să justifice anumite hotărâri sau orice altceva, ar trebui să le primim cu toții, nu doar cel care face întrebarea sau interpelarea. Bun, aici era mai mult și pentru informarea cetățenilor, pentru că scoaterea la concurs au 161 de posturi. Noi am aflat-o în mod paradoxal de la cetățeni care au văzut pe site-ul primăriei și ne-au întrebat ce se întâmplă. Și acum eu v-am zis, am primit niște informații, impactul bugetar este de 23 de milioane de ron pe lună în cazul salariului minim, de 28 de milioane de ron pe lună pe 12 luni, scuzați, anual, zic acum. Deci o variație bugetară calculată de domnii din primărie de 23% sau de 28-29%, care este mare în această perioadă. Au răspuns niște direcții de ce găsesc oportună această derulare de concurs și justificarea e că legea ne spune că facem concursuri în sistemul public. Nu mi se pare o justificare economică. Pot să înțeleg că sunt anumite direcții care au nevoie de personal, dar nu pot să cred că acum avem nevoie de 161 de persoane în primărie, iar data cea mai relevantă pentru mine este că nota de fundamentare care a stat la baza acestor posturi în organigramă a fost făcută în 5-12-2019. Deci nu m-a mai reevaluat nimeni aceste necesități, având în vedere că avem o situație pandemică. Sau cel puțin așa am înțeles eu din toate informațiile pe care le-am primit și coroborat. Am înțeles. Practic, intervenția dumneavoastră se mai concretizează într-o altă interpelare la care ați dori un răspuns la toate direcțiile. Nu, eu nu mai vreau alte informații. Am dacă înțeles. Cineva da. Vrea să intervină, să spună, m-am lămurit, din punctul meu de vedere, este o acțiune hazardată în acest moment cu 161 de posturi. Și mai zic o dată, pot să cred că există nevoie, dar nu cred că la nivelul de 161 cu 48 de posturi la complex acvatic. Doamne președinte, stimați colegi. Daniel Lupu, de la care doriți să iau și eu cuvântul când se poate. Vă rog, domnule consilier, aveți cuvântul. Referitor la ordinea de zi cu punctele suplimentare, aș dori să fiu și eu informat proiectele când au fost depuse, în ce termen au fost depuse, în termen pentru ședința ordinară sau au fost depuse ulterior de suplimentare. Cine ar putea să mă informeze și pe mine să-mi spună când au fost depuse proiectele? Păi, în primul rând, de-aia sunt proiecte suplimentare, că n-au fost depuse odată cu ordinea de zi. Ale mele, știu că unele au fost depuse și puteau fi puse pe ordinea de zi ordinară, ședințe ordinare. Și totuși nu au fost puse. De ce nu puteau fi puse? Adică erau gata și nu au fost puse? Da, și nu au fost puse, da, exact. Da. Bine. Justificarea unor puncte suplimentare este dată de faptul că pot fi anumite proiecte care, să spunem așa, un grad de oarecare urgență, dar nu sunt gata cu 5 zile înainte de ședință și atunci se suplimentează ordinea de zi. E adevărat că s-a făcut un obicei la sectorul 3 din a suplimenta de multe ori cu mai multe puncte decât cele anunțate inițial pe ordinea de zi, chiar de 2 sau de 3 ori,
mai multe lucruri. Dacă a solicitat să ni se trimită punctual pe fiecare proiect, data când au fost depuse proiecte. Au fost depuse unele chiar și cu în ziua în când, unele chiar în timpul desfășurării unor ședințe de comisii, din câte știu eu. Era o comisie la comisia numărul 4, am impresia, administrarea domeniului public și în timpul ședinței de comisie au primit suplimentare. Da, pe fiecare, pentru că consider că unele au fost depuse de săptămâna trecută. Aș vrea punctual data depunerii pentru fiecare proiect. Dar ele sunt în momentul în care vi se transmit, aia este data depunerii. Dumneavoastră, ca și cetățenii, trebuie să le primiți în același moment. Deci când le primesc consilierii, atunci se și postează pe site-ul primăriei. Deci verificați, adică dacă vreți un răspuns scris, puteți cere și, mă rog, să vi-l dea, dar vi-l dau și eu acum pentru că ne putem verifica mail-urile și vedem data și ora când am primit mail-ul cu proiectele respective. E la un număr de registrare la primărie. Că una e când se depun la primărie pentru ședință și alta e când le primim noi. E diferență. Eu mă refer că s-au depus la primărie și nu au fost băgate pe ordinea de zi. Vreți să știți dacă este vina societăților care le-au trimis târziu. Am înțeles. Da, bun. Sau că le-au trimis de vreme și domnul primarul le-a făcut ordinea de zi. Am înțeles. Spuneți că sunt și proiecte care au fost trimise din timp, dar nu au fost puse din timp ca să... Da. Dați voi o secundă, pentru că chiar vreau să-l ajut pe colegul nostru. Vă rog, aveți cuvântul. Da, am deschis la întâmplare unul dintre proiecte, adică următorul, care are data de înregistrare 24, referatul de aprobare are data de înregistrare 24-11. Se referă la categorii, aprobarea noilor categorii de lucrări și devizul de ofertă pentru modernizare Parc Pantelimon. Deci eu am solicitat la toate. Am înțeles, s-a consemnat și veți primi răspuns. Primi pe toate, dar am vrut să vă ajut că unul foarte important, care sună greu de studiat, e din 2014. Toate au fost depuse în termen, dar am spus că unele, eu cred că au fost depuse în termen. Am înțeles. Și ținute în mod special, spuneți intenționat, depuse târziu ca să nu le putem studia în liniște. Da. Da, am înțeles. Cine dorește? Da, domnule Marineață, luați cuvântul. Domnul Lupu. Nu pe rând. Deci domnul Lupu a ținut intervenția, înțeleg, da? Nu, mai am un punct. Dacă domnul Danielu. Domnul Marineață, stați să termine domnul Lupu intervenția și după aia aveți cuvântul. Domnul Lupu. Doamna avocatul a vrut să-l ajute. Doamne Lupu este un coleg mai nou, este tânăr, vrea să facă treabă, dar doamna avocatul i-a dat o explicație. Aceste proiecte nu au întâlnit condițiile specificate în lege. Ca atare, cu acordul dumneavoastră și al colegilor, aș vrea să mă retrag pentru că trebuie să plec la serviciu. Permiteți? Vă rog, domnule Marineață, să vă retrageți. O seară plăcută vă doresc. Numai bine. Tuturor. O seară plăcută tuturor. Mulțumesc. O seară bună. Domnule Lupu, aveți din nou cuvântul. Mulțumesc. Aș dori să informez colegii că a fost trimis din partea Partidului Mișcarea Populară, filiala sectorului 3, pe mail-ul tuturor partidelor care au membri în Consiliul Local sectorului 3, o adresă, și aici aș dori să o citesc, prin prezenta, vă invităm să participați la discuții pe tema elaborării unui proiect de hotărâre de Consiliul Local, prin consens politic, în interesul direct al locuitorului sectorului 3, prin care să demarăm procedurile necesare în vederea construirii unui spital pe o parte din cei 70.000 de metri pătrați ai fostei hale la minor. Și totodată vreau să vă spun că așteptăm un răspuns din partea dumneavoastră. Nu am primit momentan niciun răspuns de la niciunul dintre cele 5 partide. De fapt, 4 partide plus primăria sectorului 3, că s-a adresat și către domnul primar Robert Nevoiță. Și am fi interesat de un răspuns din partea dumneavoastră la această solicitare, deoarece considerăm că este extrem de important construirea unui spital în sectorul 3. Și asta am vrut să informez și colegii că au fost trimise pe prele de partid al filialelor dumneavoastră. Da, domnule consilier, am primit cu toții adresa dumneavoastră. Vreau să vă spun că preocuparea pentru construirea unui spital în sectorul 3 stă în atenția
Partidul Național Liberal de multă vreme, au tot fost găsite diferite locații. Unul ar fi fost chiar ceea ce s-a transformat recent în Parcul Brățării, dar și alte zone au fost vizate. Hala la Minor, de când o avem în posesie, a cunoscut tot felul de destinații, de la incubator de afaceri, la parc acvatic, tocmai de la sală multifuncțională, acum veniți cu propunerea ca să fie făcut acolo. Cred că poate necesita o dezbatere unde e mai bine să amplasăm acest spital, dacă e acea zonă bună sau nu. Cu siguranță că vom răspunde invitației dumneavoastră, care de fapt este o invitație mai veche și a noastră, dar cu siguranță că și USR Plus are în vedere că sectorul 3 trebuie și are nevoie de un spital. Nu putem face mai bune decizii, cu siguranță. Sigur că da. Altcineva, dacă mai dorește să intervină? Da, Alexandru Sava. Vă rog, domnule consilier, aveți cuvântul. Mulțumesc. Am fost contactat zilele trecute de un cetățean, Dobran Ilie, care vrea să ne sesizeze o încălcare a dreptului lui de proprietate, susține dânsul. Pe strada Gura Caliței au început lucrări de tot de la dânsul știu, nu am ajuns, am vrut să ajung, dar nu am apucat. Au început lucrări de refacere a carosabilului, crearea unui trotuar și a unui spațiu verde, înțeleg, unde s-au plantat și pod. În procesul acesta, buldozerele unei firme pe care ulterior am identificat-o ca fiind, să vă spun acum, Geva Construct Ambient SRL, au intrat peste terenul domnului care reclama situația, dărâmându-i stâlpișorii aceia de topografie, de topometrie pe care și pusese pentru delimitarea proprietății. Dânsul susține că nu a fost notificat în niciun fel, nu a primit nici măcar o minimă informare sau nu mai zic de expropriere sau alt fel și s-a intrat aproximativ 2 metri pe terenul dânsului peste sâlpișorii aceia. Întrebarea mea este cine face lucrarea aceea, firma aceasta Geva Ambient, cu care firma primăriei lucrează sau direct cu primăria prin vreo direcție? Cine a aprobat lucrările? Ce plan există? De ce nu s-au informat proprietarii din zonă? Domnul Inocențiu, îmi cer scuze, Maxim, sunt. Da, domnule consilier. Doriți să folosiți ședința? Discutăm ce? Mai e vreun punct la ordinea de zi? Da, punctul de ordine sunt întrebări, interpelări, petiții. Păi văd că se povestește. Păi da, este interesant. Dacă doriți să părăsiți ședința, eu vă dau voie să o faceți. Dacă nu, Dar nu, domnul Iocenciu, eu aștept, dar nu văd discuțiile astea, Iurea. Deci, domnul consilier a venit cu o problemă pe care un cetățean i-a semnalat-o, anume că este încălcat dreptul de proprietate. Domnul consilier solicită și eu spun cine ar trebui să răspundă, dar mă rog, nu e treaba mea, dar cred că disciplina în construcții care este la poliția locală ar trebui să meargă acolo, să se documenteze dacă nu știe și să dea răspunsul solicitat. Mi se pare corect, făcea scris la ceea ce dorea și se răspundea. Da, dar este unul dintre instrumentele cu care consilierii își exercită mandatul, acela de a pune întrebări, de a face interpelări în cadrul ședințelor ordinare. Nu le putem lua dreptul acesta. Nu am zis asta. Dacă se obține un răspuns, trebuie scris, ca așa. Nu, scrisul este procesul verbal al ședinței. Deci procesul verbal al ședinței va căpăta adică ceea ce discutăm noi acum va căpăta o formă scrisă. Întrebările noastre, și asta vreau să precizez pentru că nu totdeauna se face, trebuie să fie extrase din procesul verbal și trimise de către aparatul de specialitate către direcțiile care trebuie să răspundă. Și aici aș vrea să am o intervenție dacă tot am ajuns la punctul ăsta. Și eu am primit un răspuns în sensul că
direcția care mi-a răspuns și nici pe ea măcar nu o întrebase, mi-a spus că nu se ocupă de parcul de care probabil și domnul Petre Stelian ar fi vrut să ne vorbească din nou, parcul Titaneii, unde există, se înțeleg că se face acolo o lucrare neautorizată sau, mă rog, neprotejată, și am solicitat tot așa în cadrul ședinței noastre să primesc un răspuns. Fără să specific că trebuie să-mi răspundă direcția de investiții. Și aș vrea să-i atrag atenția domnului director care semnează acest răspuns către mine, atenția că există o lege în care dacă un petent adresează în mod greșit o petiție, cu alte cuvinte, dacă întreb, să zicem, Armata Română de ce Teatrul Național nu este deschis astăzi, nu îmi răspunde că Armata Română nu se ocupă de teatru, ci trebuie să redirecționeze petiția mea celui care este în măsură să răspundă. Corect. Da? Și atunci aș vrea să-l întreb pe domnul director de la investiții de ce mi-a răspuns în felul acesta, pentru că eu nu pe dumnealui l-am întrebat, sau chiar dacă l-aș fi întrebat, ar fi trebuit să ia legătura cu cei care ar fi putut să dea un răspuns pertinent la problema ridicată de mine. Și n-aș vrea să mai avem asemenea răspunsuri date consilierilor, cu atât mai puțin cetățenilor. Da, corect. Da, eu vreau să vă spun și despre acest lucru, pentru că domnul Alexandru Petre mi-a trimis mie răspunsul pe care l-a primit, care se pare că diferă de cel pe care l-ați primit dumneavoastră, domnule președinte. Aici Direcția de Administrare a Domeniului Public a luat act de adresa dânsului, a domnului Alexandru Petre, dar a cerut un răgaz mai mare decât cele 10 zile pentru a putea da un răspuns. Deci văd că pe o parte s-a putut găsi direcția care se ocupă, cel puțin pentru cetățean tot e un lucru bun, dar văd că pe noi în continuare nu ne tratează cu aceeași diligență. Acum, vreau să revin totuși la această sesizare pe care mi-a făcut-o cetățeanul din Gura Caliței, pentru că, v-am zis, este vorba de o firmă care lucrează acolo, fără, el i-a întrebat, a întrebat de acte, de hârtii, de dreptul de a încălca lui proprietatea. Dânșii au zis că s-a făcut doar cu ordin de primar, nimic mai mult, și vă dați seama, o situație foarte ciudată. Cui ar trebui să mă adresez și eu pentru a afla exact cu cine are contract firma Geva Construct Ambient SRL? Mulțumesc. Mulțumim și noi, domnule consilier. S-a consemnat intervenția dumneavoastră și rog aparatul de specialitate să ia act și să răspundă tuturor solicitărilor făcute în cadrul ședinței. Că nu este doar un club de discuție. Aici sunt întrebările și interpelările sunt un punct important al unei ședințe de consiliu. Dacă mai sunt alte intervenții, aș vrea să vă spun că doamna Cătălina Infrim a dorit să se adreseze consiliului având, mă rog, crezând că discutăm despre burse, dar noi am aprobat bursele pentru semestrul următor. Mă rog, se poate adresa oricând cu orice altă problemă. Iar pentru domnul Petre Stelian, domnul Sava ne-a dat, mă rog, răspunsul necesar. Dacă dintre dumneavoastră mai sunt consilieri care doresc să aibă o intervenție. Dacă îmi permiteți, Augustin Săci sunt. Vă rog, aveți cuvântul, domnule consilier. Vă mulțumesc. Aș vrea să completez, ca să zic așa, întrebările retorice puse și de dumneavoastră și de colegii mei, apropo de neimplicarea poliției locale în aceste acțiuni de control care, de fapt, ar trebui să fie treaba ei. Și revin cu aceeași întrebare care am pus-o la un moment dat și domnului primar. Știm cu toții
că în actuala situație epidemiologică, poliția locală se află în coordonarea operațională a poliției, a MEAI de fapt, dar există undeva stipulat că în aceste condiții nu mai trebuie să-și facă îndatoririle prevăzute de legea de organizare și funcționare a poliției locale? Asta este o întrebare, pentru că am mai făcut și o sesizări și nu s-a întâmplat nimic. Dacă există cineva de la poliția locală să ne dea o întrebare sau... Confirm și eu, acesta este răspunsul pe care îl primesc de la diversi oameni, faptul că, scuze că am intervenit, faptul că la încercări repetate de o solicitare oarecare către poliția locală, mai ales pe partea de disciplină în construcții, nu se mai primesc niciun fel de răspunsuri sau nu se fac niciun fel de intervenții. Scuze. Bun, atunci așteptăm un răspuns de la Serviciul Disciplină în Construcții dacă mai sunt în exercițiul funcțiunii sau dacă au primit alte atribuții pe frontul luptei anticovid și nu mai avem pe nimeni care se ocupe de acest sector, ca să știm, poate ființăm o altă structură. Dacă permiteți o completare. Vă rog. Nu este vorba doar cu precizare că nu vreau să facem dialog și să ne concentrăm asupra. Nu este vorba doar de disciplina în construcții, ci de toată activitatea, pentru că eu am sunat să sesizez alte lucruri împotriva ordinii publice și mi s-a spus nu mai putem să vă facem că suntem sub conducerea mea aia, adică nu mi se pare normal. Sunați la 112, de ce? Acum avem colegi consilieri care sunt și în Comisia de Ordine Publică, deci pot lua parte mai apropiat, să spunem așa, de deciziile care se iau cu privire la poliția locală. Avem instrumente să aflăm ce se întâmplă acolo, ca să nu mai spun că putem decide la un moment dat ca poliția locală să revină în subordinea Consiliului Local ca direcție generală. Dacă nu mai sunt alte intervenții, vă spun o seară bună și aveți grijă să rămâneți sănătoși. La revedere! Mulțumim, o seară bună tuturor! La revedere! Mulțumim!